Fereci. de ochelari de soare Am cumpărat. cumpărat să mergem la mare O cheamă Diana? No. Nu! Nu, era Luca! Era Luca? cheamă cum vrea tău. <laughs> Bă, dacă gluma e bună, de ce să nu râzi, Să fii uh, zgârcit cu râsul? Vei mai lucra în continuare după această experiență? A da, dacă mă da banii, cum să-mi da? Pentru șapte noi, am luat cazare, cazare. Mic de jur, inclus, ce, ce? surpriză mare! Când ești într-un exercițiu de improvizație, trebuie să fii inspirat. Iar rolul celui care pune întrebare este să-l inspire pe ăla care improvizează. Da, sunt descoperitorul vaccinului. Aha. Da. Este vorba... Asta vreau să spun. Dacă, dacă veniți din, de pe salvare sau din spital direct. Nu, de acasă, că am fost. De... Oamenii politici puternici um, își duc țara înainte și au curajul și responsabilitatea măsurilor dure în condiții de situații dure sau vremuri critice. cum este asta liderat, cu pandemia. Acum, inspiră? Am COVID, nu-i răs. <laughs> Uștoai, O, da. Tu ai sânge de viperă. Ah! Stoico ca zi adio și te la. A, știu! da! Cine? Teoros da! Băi, ce mă ofti când, când toată copilăria mea n-am jucat Squid Game? Da, da. Bună ziua, Vreau să vă spun că nu sunt acasă și că trebuie să veniți ori mai târziu, mâine diagrama fier carbon stă la baza vieții, tu înțelegi? Stă la baza civilizației. Fără diagrama fier carbon n-ai avea nimic din ce în jur pe aici. Nici Nici <fixi> ca să Grau Tony. Bună Bună. Doamne, ce avem și muzică! Avem și, muzică, și atmosferă! A, ah, uite ce uha! Câtă... Bogăție? Bogăție! De deci, ce? Intrăm direct în treabă. Te Deja rog. suntem în treabă. Te rog. De fapt, eu sunt în treabă de 3 minute de când am intrat ha, ha, în clădire. Așa. da. Toni, la experiența ta știi foarte bine că ești în treabă de când te-ai născut. Nimic nu mai mă surprinde. Oh, Dumnezeule! Nimic, nimic. nici chiar tu. Dar totuși n-aș putea spune că nu mă surprind, Că uite, mă surprind și cu Cătălin care Cu Cătălin te-am este... surprins! Da. Ce faci, Cătăline? Bine, 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 bine! Bine, bine, bine Joci sport? Nu joci golf? <laughs> Acum cu sportul național e golful, Cătălina. Da, 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 spune prea mult toate astea, toate musculatura mișcare. Da, tu lucrezi numai anumite grupuri musculare, nu toată musculatura. Da. Adică nu vrei să te obosești, nu. vrei să lucrezi anumite... Și ce părți ale corpului te interesează mai mult? Păi, pectorale. Pectorale? Da. De ce? De, Pe... ce vrei să-ți pectorale? Da, da. Da? Bine ați venit în podcastul lui da. Tony Grecu, eu sunt doar cel care găsește atmosfera. Da, 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 da. Nu, nu, continuă, nu, nu e problemă. Am citit o declarație de-a ta că podcastul ăsta pentru tine este un exercițiu de tăcere, deci mucles. Păi nu am văzut. Ah, da, da oamenii trebuie să seamă, pentru ah. că ăsta nu-l așa pe câmp, îl pui pe YouTube. <laughs> Salut, sunt Horia Brânci și voi sunteți la lucru simple. Astăzi, ca de obicei alături de noi, Chateau Valviz și Aqua Carpatica ne însoțesc în demersul nostru pentru a vedea ce mai fac vedetele acestei țări. Așadar, dragii mei, invitatul nostru de astăzi -da. este nimeni altul decât soțul celebrei prezentatoare de știri de la Radio România Actualități care a fost campioană de dans modern în 1986 la Festivalul Artei și Creației Studențești de la Slănic Moldova. Doamnelor și domnilor, onorabilul Toni Grecu! Dar mi-ai zis numele soției, mă! Zi și numele! Cristina. Te salutăm, Cristina! Asta Îți mulțumim părerea. foarte mult Asta. pentru această informație, de care începutul în emisiune. detalii din viața ei, măcar să-i spui și numele, așa se cade. Cred E foarte adevărat, să iată m-a plesnit din nou E pe, e pe, e pe plesnite astăzi, Tony Tony, dragă, vreau să-ți mulțumesc foarte mult Că ți-ai rupt din timpul tău uh, Da Aș vrea să te simți foarte bine Asta da, este un microfon de ultimă generație. În preajma ta oamenii se simt bine pentru că ești un emițător de energie pozitivă. Avem și promo, perfect. Ai, am fost, am fost bun la faza asta. Eu sunt emițătorul. Da. da. Un bun emițător de energie pozitivă. Știi că sunt oameni cu care stai de vorbă și care te obosesc în de tare. Eu nu. Știi că ca, o, da, ca, o, da, da, ca da. niște găuri negre care sug, absorb energia și după jumătate de oră de stat, băi, îți vine să te culci, îți vine să te întinzi pe jos. Ce faci de cu ce? tipul ăsta de om? Eleviți. În general, eleviți. <laughs> mă bucur că sunt doar un emițător, nu un sugător. Perfect. <laughs> <laughs> bine, mă. Ok, uite ce spuneam. Uite. Ah, mulțumesc, asta, iubire. Asta vreau să zic. Mulțumesc, iubire. Foarte bine ai zis. Vezi? Ce, 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 ce asta? În asta dacă vreau un, un, da, îndulcitor. un ceai de mentă. de mentă fără niciun îndulcitor. Da? Da? Bem cafea uh, mulțumesc, de mentă. Andreea. Mulțumesc, Andreea. Uh, e un lucru bun ăsta, mm. sunt sigur. Foarte bună cafea de aceea voi intra la prima întrebare brusc și fără... Ocolișuri. Uh, U turn. Uh -huh. Mă rog, eu mai sunt și cu englez, diaspora ne ascultă. Bagă, sunt pregătit. De mic făceai glume? Uh, da. Vorbesc serios. Bine, nu făceam glume în fața publicului. Făceam glume în fața celor din familie sau în fața copilor de pe stradă. A, glume grozave. Glume grozave. Nu, 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 glume nu, nu. fizice, în general, pentru că atunci când ești mic nu prea ai suficientă experiență de viață și nici destul rafinament și educație ca să faci glume academice. Să-mi ierți curiozitatea, dar... dar vreau să văd o glumă fizică de când erai copil mic. Băi, Cu palmă după ceafă? Nu, uh... nu dacă îmi dai o bască, îți arăt. Dacă îmi dai o, o, batistă sau un batic, îți arăt și aia. Dăm un batic, te rog frumos. Dar trebuie să... Deci, OZN-urile erau băștile lui tata și uh, parașutele erau baticurile mamei. Deci, uh, făceam, îmi plăceau obiectele zburătoare. Identificate sau neidentificate? <laughs> <laughs> și le Asta aruncam de pe casă, de pe casă, pe unde se nimerea. Bine, mai agățam și diverse obiecte de ele, adică de parașută cel puțin. Și uh, asta era o distracție, pentru că o tată, ajungeau prin toate, prin toți copacii și prin toate grădinile din jur. Deci, Crăciunul uh, era pregătit, uh, Într-un fel. <laughs> și, uh, bun, asta era o glumă a mea pe care o savuram de unul singur, pentru că nu vroiam să am spectatori. Așa. Uh, pentru că știam că iau bătaie. De asta. Tu luai bătaie? am bătaie nu... de la ei Adică A, pe ce faci băi cu... Iar, iar n-am basca <laughs> un Unde-s știu. Și-s banc și-s banc și, și am, am luat-o rău Nu așa Deci am fost un glumesc de mic Pe bază de palme uh, Palme părintești Nu altfel Și am dermat magazii Am dat foc la chestii Am uh, uh, spart geamuri Am furat fructe de prin toate uh, oh, Credinile oamenilor astăzi. Um, am fumat uh, țigări făcute din foiță de ziar cu um, mătase de porumb, A, de păpușoi. Mătase știi? de porumb. Da. Nu, nu știi ce, bune bună e țigara din mătase de porumb <coughs> la vârsta de șapte ani sau de opt ani. Nu știi. N-ai de să știi. Iartă-mă, dar erai un fel de șef de clan la Iași. Da. Eram un fel de șef Bazat de clan pe glumă. al străzii, adică cu copii după stradă de acolo. Distractiv. Să știi că... Mult ce sa... fotbal. Mult fotbal. Mult Alte fotbal. sporturi? Uh, hoții și vardiștii, un alt sport. Șotronul. Mult șotron. Băi, știi ce m ofti când... Ce? Când toată copilăria mea n-am jucat Squid Game. Băi, -am, nu am avut acest... Deci cultura noastră de pe vremea aia nu avea înglobat acest joc atât de... Uh, te rog frumos să imaginezi chiar acum, pentru da? că și eu m-am gândit la asta, recunosc. Cum ar fi pentru un premiu în bani da? să te lupți făcând, trecând un test? De exemplu, să nu-mi spui, vă rog frumos, toți faceți o glumă. cel care spune gluma bună trece mai departe și câștigă. Nu, spune... pe viață și pe moarte. Zim un test pe viață și pe moarte. Băi, să spui pleca... glume pe viață și pe moarte. Adică asta, mi se... asta ar fi umorul adevărat. În care vin cetățenii care vor un miliard de lei. Po, po, sau Am spus mult. Bun. Un milion de lei. Bun. Două milioane de lei. Îi aduni acolo și uh, aduci un cetățean. Bun. Da, un cetățean uh, pe Iohannis uh, Îl <rători> <rători> aduci. Ce așa. 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 așa? Cine îl face să râde pe Iohannis <rători> Ia. Bine. Toți mor. Auzi, dar asta ar putea? Unul nu scapă viu! Există, există posibilitatea <laughs> că după ce spui o poantă, să se gândească 2-3 minute și că... Trebuie, a, 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 trebuie a, a. să te oprești un pic pentru că am un telefon de la un curier să-i spun că nu s-a acasă. Da, Alo, da. Bună ziua, bună ziua! Eu vreau să vă spun că nu sunt acasă și că trebuie să veniți ori mai târziu, ori mâine. Mai târziu pe la ce oră? După ora 5, 4 jumate. Sunați-mă pe la 5, dacă sunt în zonă, vin la dumneavoastră. Perfect, perfect, așa facem. Vă mulțumesc cu zi bună. Și eu mulțumesc, rog. sănătate. Ce ți-ai comandat prin curier? Uh, nici nu o să-ți vină să crezi, o șapcă. <laughs> <laughs> deci am vrut să fac în ciudă Uh, uh celor care sunt <laughs> acum înfocați de Black Friday și am spus, băi, voi iau înainte și o să-mi comand cel mai ieftin lucru posibil, pentru că eu nu vreau să fiu în rând cu marea turmă de consumeriști fraieri. De, că, ce, de, ce, sunt fraieri consumeriști în sensul ăsta? Bă, toți suntem fraieri. Mai degrabă. mai mult sau mai și eu sunt fraier. E, dar de data asta am zis, bă, nu-mi cumpăr nimic de Black Friday, adică îmi cumpăr ceva doar atât cât să nu zici că nimeni, că nu am participat. Bă, am par ce ți-ai luat? O șapcă. Bă, o șapcă. Deci tu practic ai făcut asta 80 ca să, Dacă te întreabă cineva într-o discuție Băi, Tony, da. ce ai cumpărat de Black Friday? Să ai răspuns o șapcă. Pentru că răspunsul nimic Te punea într-o lumină proastă Știi, Toți și-au luat pastilă Și-au luat televizor cu ecran QLED toți, Adică și-au Băi, de ce? Mare șase <laughs> Și mi-a explicat, adică mi-a zis Nu da, asta Bă, mi-a zis, Chioru mi-a zis, zis N-am chiulet Bun, și cu celălalt e, Stau în cameră Aveam o cameră în care n-aveam niciun televizor Deci niciunul Nu că, deci niciunul A, Îl iau pe ăla din sufragerie Și îmi pun chiuletul și o să vezi mai bine Pentru că dacă îți iei chiulet Ai nevoie de un semnal Foarte bun, ai blu acasă? Ce-i ăla? Perfect, bine că ți-ai luat chiulet nu o să vezi mai bine decât la televizor pe care ai acum, dar bine că ți-ai luat. Asta înseamnă consumerism, să-ți iei lucruri de care nu ai nevoie. Șapcă. De fapt, asta este secretul capitalismului. Secretul capitalismului este coroborat cu un element pe care tu l-omiți acum. Ia zi. Noi, amândoi, Așa. știm ce s-a întâmplat înainte de 89. E, nu numai nu, nu mai ai, sunt vreo doi. Bă, nu, nu știu, aici nimeni, din, de aici, din tineretul care stă în fața noastră, nimeni. Mă, Gatel, tu nu știi ce s-a întâmplat înainte de 89. Ce dracu? Nu, 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 n-ai înțeles. S-ar putea pastila înainte de 89, pentru că l-ai cunoscut și înainte de 89. El a, el, a, el, a, el a, trăit fără curent electric. Îți dai seama. Și acum el a, pră... a stat într-o peșteră și el de atunci, iată. el din 89 își cumpără televizoare una într-una Iată, iată Pentru că asta iată, este iată. Uh, sindromul săracului știi? Iată, iată, <laughs> Săracul. iată Bine ați venit la, la emisiunea noastră de psihoterapie Înainte și după 89 mm -hmm. Ne bucurăm foarte mult că Pastila și-a luat QLED Dar vreau să te mai întreb un lucru Atunci când faceai tu chestia cu fularul, cu șapca, cu eșarfa, mamei Și așa mai departe spune cine era lângă tine, fratele tău? Nu, el a, e, e o diferență de 10 ani între noi Tu te-ai născut primul În, Da, eu, normal <răzări> Știi că îmi place să fiu primul Absolut, liderul, <răzări> el primul Frate meu a, a venit după 10 ani și a fost o perioadă jucăria mea și a copilor de pe stradă Cum ai zis? Jucărie explică Adică îl, îl foloseam ca să ne distrăm Nu, nu, nu cred îl puneam, Are, îl, ba da! Nu, nu, îl explicăm. Avea un an, un an, un an, un an și ceva, așa, și îl plimbam cu. Uh, mama ne-l dădea să îl plimbăm pe stradă cu Landou. Și îl plimbam o grupă de 4-5-7 puștani Ok, așa, de 12 ani, 13 ani, 10 ani, 11 ani, așa, da? Îl plimbam cu Landou, dar nu oricum, ci prin cele mai mari hârtoape și găuri și cu mare viteză. Deci era concurs. Bă, asta era pentru noi și era așa, trotuarul era în curbă cumva așa. Tu înțelegi ce sfâr? Înțeleg perfect, dar deja mi saltă Bă, inima. Bă, râdeam de muream. Bun. După... Dar și el râdea. Înțelegi? <laughs> asta e că da, râdea la copilul. Un... Da, 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 copilul da. de uite, să se Te rog mult acum. Și să știi că e bine mersi. E dat e bine mersi. Te uiți puțin în camera aia și spui, Eugen, Eugen, Scuze-mă! Bun! Aici, numai aici, la podcastul lucru Simple, emoțiile din trecut, din copilărie, acum se pun pe, pe tabletă în fața noastră. Vreau să te întreb dacă uh, știi care sunt uh, elementele comune între noi doi. Dincolo de copilăria petrecută, tu la Iași și eu la Brașov, adică în provincie, așa cum se spune, tu în 1993 te căsătoreai. Așa. În 1993 mă căsătoream și eu. Unde te tu, mă? Cu cine? Cu televiziunea. A, bine, mă. În 1993, tu la ea și eu la București ne continuam aventura noastră. Eu eram la București deja. Erai deja la București Da, eram de mult la București Eram amândoi în București și Cie... ne căsătoream Eu cu un mastodon de 13 etaje da. Și tu cu o frumoasă campioană De la uh, întâlnirea asta De, de dansa, uh, uh, dans modern Dar vreau să spun un lucru pe care uh, L-am aflat între timp Și tu erai campion la umor În cadrul acelui ași festival Festivalurile studențești uh, Erau uh, u, niște, niște lucruri foarte frumoase că Singurile lucruri frumoase care Super. se întâmplau în perioada aia. Și din nou avem un punct comun, pentru că eu în 1993, unde crezi că m-am lansat prima dată în ropotele de aplauzele publicului? La Costinești. La Radio Vacanța Costinești. Nu, la Sau, Costinești, mă rog, nu, la, nu la, pe terasa Radio Vacanța nu, 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 chiar la, în galele studențești, acolo a, unde a, gale, da, an, așa. mai târziu tu era în spectacol și eu plăteam bilet și mă uitam, uite pe Tony, Marele Tony, care, dacă știam de atunci că ți a zdruncinat fratele, plecam de la spectacol. <laughs> dar am zis, da, uite-l pe Marele Tony, și uite ce trupă minunată are cu care sunt foarte diversi și în activitatea lor artistică. Asta vreau să spun că eu între, noi doi avem atât de multe lucruri în comun și o să ți l arăt pe parcursul acestei, acestui podcast. Apropo, ai râs când te-am invitat la podcast? Am râs? Da. <laughs> Cum? Va sardonic, așa? Nu, n-am râs cu... N am râs spumos, pentru că uh, invitația la un podcast nu e Uh, nu e o chestie așa de simplă. E, 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 e o sarcină când accepti. Că te, Absolut. Te expui, te gândești, băi, ce fel de podcast, a, ah, e și trebuie să fie ceva muzical, dar ce caut într-un spectacol, într-un podcast muzical, că el numai asta știe, muzica sau asta e viața lui, muzica, muzica e viața mea, cum mai tu, cred că e un cântec. ai? ai am ziua? și, am, am avem, avem, şi, a, a avem de toate. și îți uh, uh, pui o problemă, nu că nu nu m-a onorat. M-a onorat invitația. Îți da. mulțumesc foarte mult. Tu ai fost inginer. Da. E bine, dragul meu, Tony, și eu am fost un an inginer. Am dat în 1991 la TCM, 92 sau 91, așa, și am intrat printre primii cu bursă la tehnologia construcțiilor de mașini. Iată încă un lucru, bine, am rezistat un an. Se vedea că ingineria nu este viața mea, ci altceva Băi, e viața mea. Eu cred că faptul că ai părăsit ingineria încă din momentul de inițiere. Inițiere, corect, primul Da? E o pierdere <coughs> pentru industria grea, industria constructoare de mașini a țării, pentru că îți dai seama, bânciu, <coughs> într-un combinat de utilaj greu, îmbrăcat cu halat albastru, cu cască galbenă pe cap, dirijând un pod rulant, care transportă piese mari. construcție de mașini nu sunt, nu sunt o glumă, acum Absolut. pe bune. Plus că, Plus că, atenție, astăzi în pandemie, dacă erai inginer, nu stăteai degeaba. Te duceai la servici, tată. A, tu, ca uh, artist în pandemie, ești lovit ca toți artiștii din lumea asta. Și ești obligat să aștepți Până când se vor ridica toate restricțiile Și publicul se va putea Readuna în săli mari Că tu nu ești artist de săli mici Aveam hale Nu sala palatului Băi, hale. ca inginer cântai la strunguri Cântai la freze, cântai la raboteze Cântai la poduri rulante Tu îți dai seama ce cariera ai ratat? Niciodată n-am regretat Parcursul vieții mele Este prima dată Pentru că nu ți-a deschis nimeni ochii Nu-i târziu încă să te faci inginer să știi că se caută foarte mult. Astăzi am citit un articol despre piața muncii din România. Cel mai tare sunt căutați inginerii. Da, dar uh, hai să spun de nu ce... Nu cântăreți, atenție, nu cântăreți, Nimeni nu angajează cântăreți acum. Nimeni. Adevărat. Păi, angajezi cântăreți. Că te ai citit tu în ultimii ani. Angajezi cântăreți? Nu. No. Dar angajezi ingineri, ai citit? Da. Pe vezi? Asta e diferența. Da, mă face să adâncesc regretul. Uh, Opriți-vă. Vreau să spun că uh, o să văd ce pot face. În orice caz, ca să vă spun totul până la capăt și să devoalez cu prilejul acestei întâlniri secretul meu. Când mi-a pus profesorul meu diagrama fier carbon. Bun. Ce conține diagrama fier carbon? Nu, at atunci mi am dat seama că nu e de mine. Pentru că nu. Ce conține diagrama fier carbon? Zim, Zim. Zim câteva faze da, din diagrama fier carbon. Păi nu știu, tocmai de-aia mi-am dat n-am de ce să mă folosesc de ea în viața mea. Lede care Le era... deburită, hai zi! Ce-a făcut? Le deburită, cimentită. cementită, hai, zi ceva! Ce zice? Ce... Cementită, cementită. Le deburită, cementită. Hai să citim, hai să citim direct de pe telefon. -le, nu, ideea este că după Ca ce să... am umplut șase table, da. eu am rămas, eram doar la prima, a șters toate tablele, pentru că în amfiteatru de la TCM de pe Colina de la Brașov, totul se terminase și atunci am zis, am rămas în urmă. De la ce îmi trebuie bine fier carbon? Și m-am uitat așa la mine, atunci eram așa, într-un grup umoristic, îi zicea comics, eram într-o trupă. Uh, uh. îi zicea apropo uh. mai eram într-un quartet de băieți la... și mă pregăteam ușor, ușor, zic trebuie să dau la altceva pentru că... și cântam în permanență la memorandul lui la toate balurile de boboci deci brusc în, în acest moment mi-am dat seama că acest, această diagramă nu Te e pentru depășește. mine și am zis trebuie să plec de aici a fost o durere mare în mine dar durerea asta am zis, stop! Și gata, am mers mai departe. Și atunci am fost la galele studențești invitat de către cei de acolo. Asta a fost uh, regizată chestia? Asta nu, a repetat -o nu înainte. nimic nu-i regizat. Ceea ce e regizat. Muzica pe dedesubt, nu, 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 ceea ce e regizat vine chiar acum. Uh, Andreea, poți să-mi aduci telefonul, te rog mult. Te rog. E în buzunar la haină, te rog a. mult. Puțumesc. E important să-ți telefon aici pentru că vrei să te interesezi de diagrama Fier Carbon. Da. În 1990... mi-ai mi uh, excitat un pic memoria inginerască și vreau să văd exact uh, fazele uh, 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 din diagrama Deja, deja citesc cu o calitate formidabilă a ta, perfecțiunea, să... nu lași nimic la jumătate. Te rog frumos. Astăzi, Tony, pentru voi, dragi urmăritori de pe YouTube... Da... Tony ne va spune, Donineva, vă spune, Donineva, spune va lucruri diagrama simple fier Diagrama fier carbon Da N-aș fi crezut niciodată că o să mă reîntâlnesc cu ea și în fața Dar de fapt trebuie să-mi dau seama Dacă ție îți spune diagrama fier carbon O să-ți să dau un fel de aperitiv pentru chestia asta Diagrama fier carbon Stă la baza vieții, tu înțelegi? Stă la baza civilizației Fără diagrama fier carbon N-ai avea nimic din ce e în jur pe aici. Deci, vorbesc serios? Da, da, vorbesc foarte serios. Așa că. Să nu glumim pe seama lucrurilor care sunt foarte importante pentru o civilizație și pentru viețile noastre. Eu nu glumesc cu asta. Ceme cementită, da? Am spus da. bine. A, și uh, laburist. Uh, laburis, labur. deburită. Ledăburită. Uh, nu, cementita sau carbura de fier este un component de bază a aerului, fer-carbon. Compus chimic, metastabil cu formula fer-3-carbon. Asta n-a fost decizată. Foarte bun. Inspirat. <laughs> Să continuăm. Hai că în 1990... Tu vorbește, tu vorbește că eu mai... mai nu, le, le deburează-mă. E momentul. Bagă, bagă. În 1993 ai filmat. erați Toată trupa Divertis erați la Costinești și acolo Adelina Șovagău v-a filmat. Așa. Redacția din Tineret era condusă de Jana Gheorghiu, iar în cadrul aceleiași emisiuni am apărut și eu. Deci noi doi am apărut în aceeași emisiune fără să știm de noi doi. Eu am început Robingo 93 în octombrie. Iar tu peste 2 ani de zile veneai la chemarea lui Doru Dumitrescu. Să facem o parodie. La spectacolul pe care prezentam eu. Uh, acolo, în platou. În platoul, în da, studio da, 1. Da. Eu nici acum nu ți-am spus, dar vreau să auzi pentru prima dată, după ani și ani, fără melodie... Vreau să spun sentimentele mele de atunci. Mm. Doru Dumitrescu ne-a zis, băi, vezi că vine Tony Grecu. Dar veneam singur să eram cu colegi. Erai cu toți, cu, ah. cu, cu Ghiuri, cu Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Bun. Ați venit în platou, eu eram un Terchea Berchea prin studio pe sus și mă uitam. Și vedeam niște, băi, ca să înțelegi bine, vedeam niște coloși. Hai mă, lasă Vorbesc mă, serios. Mă, ei, da. Iar când tu ai, cine era bijul lângă tine? Gigi Bejan era lângă mine. Ghi, Nu m-a băgat nimeni deloc în seamă, n-am strâns mâna nimănui din divertii sau ție mare lui Tony Grecu deloc și eram așa zic, și acum ce fac șeful? Stai acolo. Adică e, era ca și când eu aș fi vrut să vă strâng pe toți în brațe, dar n-am putut pentru că nu mi s-a permis și nu mă băgam pentru că era prea mare pentru mine. E, da, eu cred că eu exagerez Nu exagerez. Un pic, că... Întâlnirea aia, divingo acela, când da, ăla e un, e un sketch foarte, foarte bun, care și acum, dacă, dacă îl privești, e, e pe YouTube. E pe YouTube, da. Uh, te face să râzi, pentru că sunt niște fețe excepționale. Extraordinar. Niște, băi, băi, toți concurenții sunt unul mai, mai idiot ca altul, dar, a, dar eu, idioțen, e foarte inteligent acolo, Corect. știi? Excepțional. Uh, e unul dintre numerele cele mai bune, cred că, pe care le-am... Le-am realizat. Și era și asemărat dintre, dintre Grețcu și Iliescu pe vremea respectivă, și știu că <coughs> <Aș> vrea... <coughs> niciodată n-am da, da, da. putut să-l imit pe Iliescu. <coughs> Aș vrea să. <coughs> da. <coughs> Mișcarea aia de cap și așa mai departe. Iar după aceea. Dacă așa erau atunci... vremurile astea, erau personajele. Da, 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 da Ce da. să faci? Acum să știi că dacă ai vrea să faci imitații politică, ai dat-o în bară. N-ai nicio șansă. Pe cine să imiți? Zin pe ce? N-ai cum! N-ai cum că n-au. Nu Dar au. nai nu, nu, nu. -ai, dai, dai de ce să te agăți? Ai -ai de, pe cine e multă să Nu ai. <laughs> nu că e trist. Nu că este trist. A, asta înseamnă că Iliescu că era mai vesel. O cum? <laughs> Vai de capul meu. Vai de da? capul Da? cum? Dar nu se compară. Era plin de viață, mă. El, la fiecare ieșire, Zâmbet, nu se Kermit, da, ba, da. Kermit, Kermit, el era totul zimbet. tot un zâmbet, tot, era, tot. <gri> știi, în orice context, în orice context era așa, bă, spune ceva asta, bun, nu, eu vorbesc strict despre imagine, nu despre politica pe care o făcea unul sau altul, nu, astea sunt lucruri pe care nu vreau să le discut aici, că sunt și mai triste. Te rog să spui căștile? Așa. 2-10? Așa. 2-10? 2-10. Poftim. 11-12. Începem. Mai leu. Eu când greșit, să știu. Eu sunt... Da. De... Da. Te-ai Avem tonul? Ha! Doamne și domnilor, Tony Grecu, dincolo de ledeburită, cimentită și alte lucruri, are o voce pe care puțin dintre voi o cunosc. Mm. O știu foarte mulți, dar nu în... Absolut. În postura de cântăreț. Eu Sine. nu m-am expus. Nici o problemă. Pentru că am bun simț, noi. Urechea Raguma. mea. De fapt, nu vocea e greșită, urechea e de tablă. <laughs> da. Știi? <laughs> vocea e bun, dar... Nu știu cum zici tu de tablă, de, de tablă, dar ai luat tonul corect. Nu, m-a ajutat colegul. Da, bun, da, trebuie să-i tonul corect da, da, și da, 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 nu... Hai. Atenție! Urmează acum o amintire. Mai iau după tine. Tu, tu începe, tu. Hai. Urmează acum o amintire plină de iz de cenaclu. 2, 3 și. Puștoai Oda, Tu ai sânge de viperă. Ah! Puștoai e. ca zi adio și te la. Da, da, totu. Mi-ai înșelat da da, 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 tu, tu, mi-ai rănit inima. Da, 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 tu, tu, mi-ai rănit pe semintele. Da, 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 tu, tu, mi-ai mi rănit inima. inima. Da, 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 da. puștoaico, am fost un suflet prea credincios O, oh, da, puștoaico,

Anunțabilor în concert Tony Greco astăzi la podcast Era un, o variantă pe care O făceam împreună cu Colegul Constantin Florin Constantin, da, da. Așa, Și suna așa Puștaico, tu ai Sânge de viperă, puștoaică, da, da, tutu, tu, mi-ai înșelat to semintele, da, da, tutu, tu, îți zic adio și te la... Puștoaicu, tu ai minte de viperă, Puștoaicu. Și așa mai departe. Îți zic adio și te las Eu, eu să-ți arăt acum o poză. Poți să dau astea jos, mi mă enervează. Așa. Da. Nu, dar Îți auzi vocea atât de tare și îți vine să vorbești foarte încet, dacă nu te mai auzi. Lasă că ești senzual. <laughs> Altfel nu s-ar fi descoperit Zici? senzualitatea în voce. Băi, știi, o, o chestie foarte interesantă. Vocea este un timbru și o amprenta fiecărui om, așa cum este și amprenta, da? Cu, cu Adevărat, sau... timbru voce Băi, de foarte multe ori mi s-a întâmplat ca oamenii să nu mă recunoască după față, să mă recunoască după voce. În am... magazine, pe stradă sau pe oriunde. Băi, tu înțelegi chestia okay. asta. Și m-am întrebat, băi, da, e așa de. Uh, cum ar veni. Special timbru încât rămâne în mintea oamenilor Omul m-a ascultat Poate pe la vreo emisiune, pe la televizor Sau nu știu, pe unde m-a ascultat Băi, să-i fi rămas în minte chestia aia Mi se pare normal Foarte tare Închide ochii acum Așa Închide ochii. Am închis Nu-i nu deschide Nu-i deschide, nu deschide deloc Nu-i deschide În clipa de față Eu o să spun ceva și o să miros ceva A, a? Nu, nu, nu-i deschide deloc Nu-i deschide Vă rog foarte mult să-mi spui A ce miroase Acum, Inspiră. Am COVID, nu mi răs. <laughs> Dragul meu, acesta este pariză! <laughs> Pentru tine special am, am pregătit așa. Usturoi, da? <laughs> acesta este parizăru, da. care este combinat cu uh, roșii moderne, usturoi și pâine. Asta este uh, o bucățică de muștar. Am vrut neapărat... Se mâncarea navetistului, mă. Asta e mâncarea navetistului. Tu ai fă făcut naveta? Am făcut și naveta, dar nu zilnic. Am făcut naveta săptămânală. Iată că știam lucrul ăsta din viața ta și știam foarte bine că, hmm, cum miroase acest, poți să cuști o chestie ca să-mi spui dacă e bună. o să vorbesc cu gura plină și nu, nu o să vorbesc cu o O să-ți microfonul ăsta. Nu-ți fă probleme. de el. Poți să-l stropești. -o, -o, să -o, o să miroase a usturoi. O, a preferatul meu, aici am vrut să ajung. Deci vreau să te simți bine și să nu-ți faci nicio problemă despre ceea ce poți să distrugi la mine. Vrea, aș vrea să-ți spun ceva. Pâinea trebuia să fie neagră. Dragul meu, am deci, căutat o pâine din 89 de -am găsit -o. O, o pâine neagră și veche, asta vreau să spun. O pâine neagră și veche. O să, iar Paris parizerul concediat. nu se taie, Afară. Iar, ești... pa, pa, iar niciodată nu se taie cu bulețe. Dar ce e asta? Cine a mai văzut Zero cu bulețe? Iartă mă, ai zis ceva modern. Iată că e modern, ceva modern deci, cu elemente vechi. Parizerul se taie felii. Felii subțiri, străbezii, ca să ține mult. Așa știi tu? Poți să servești eu? era criza de mâncare. Mm. Când, se, când, se, întindea untul pe pâine, se întindea atât de subțire că nu-i simțeai da, gustul. Aș vrea să-ți arăt o fotografie. Cu cine seamănă personajul în această fotografie? Vreau să, vreau moa. să spui... Moa, <laughs> moa, moa. 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 Vreau să... <laughs> deci eu cred... Eu, prima dată am zis Charlton Heston. Dar de unde el luat -o? Păi erau, erau prin... Cine uh... senzație poza asta? Cine s-a dat poza de asta? Ce hipsterială era pe capul, nu? Era un tip, era un tip. Bine, uite-te la tine. Da. Tu știi ce e la viață și știi da. viitorul. Și știi ce să faci. Erai ochiul de lider de care România iconic. are nevoie. Eram iconic. <laughs> <laughs> deci, asta e barbă mică. Asta e varianta cu barbă mică. Era varianta cu barbă mare. Până unde? Mare, până pe piept. Și uh, aveam, nu cred că am, pot, dar pot să-ți povestesc că e interesant, umblam într-o perioadă, deci hipsterala la din studenție, anul 4 cred că eram, umblam cu niște haine de-ale lui tata, mm. aveam o pălărie cu boruri mari, așa, și purtam un, un, o haină de-asta lungă, de ploaie, dar transparentă, din plastic de aia, din pungă, din material plastic. Dar barba a, a, fost elementul meu de identificare vizuală până în până am terminat, până în, am terminat facultatea. După facultate m-am bărberit de tot pentru că am considerat că e, nu, mai, nu mai corespundea cu nevoile mele și cu, in, și cu, preocupările mele. Eu cred că acum ai putea deveni un David Letterman dacă ți-ai lăsat barbă. Nu, Never. De ce nu? Nu-ți place barba? În primul rând că, de ce îl apreciez pe David Letterman, nu vreau să-i fiu urmat. Nici n-aș putea, n-am. Să păstrăm totuși. Bunul simț, să nu... Nu, nu avem ce să păstrăm. De obicei, m-am gândit de foarte multe la faptul că dacă am fi avut încă 10-20 de ani față de cei din 89, dacă am fi avut mai multă experiență la capitolul umorului, și divertismentului, eu cred nu, că. La capitolul, la capitolul libertății de exprimare. Păi, asta tocmai asta, încă 20 de ani, că cred că am fi ajuns la. Da, și nu, nu poți să știi. Nu poți să știi. Nu știi. Eu, eu consider că am avut. Adică, Revoluția a venit la momentul potrivit. Eram. Nu eram crud, eram. Pregătit. Un, un pic un pic, eram la începutul carierei, aveam 29 de ani, 30 de ani, înțelegi? Exact în momentul în care am putut să mă exprim în fața publicului liber. Asta a însemnat Revoluția pentru mine și pentru colegi, pentru toată lumea și pentru toată România și pentru tot poporul ăsta. Uh, Unii au știut să se folosească de chestia asta mult bine și le-a folosit. Alții nu au știut să se folosească, și regretă vremurile de dinainte. Spune într-o frumos, pentru că discutam despre niște președinții ai României. Pe cine admiri tu din viața politică românească? Ai admirat pe cineva sau admiri pe cineva din viața politică românească? Băi, e o întrebare la care, dacă aș da un răspuns precis, ar fi greșit. Deci, orice răspuns aș da ar, ar, fi greșit. La întrebarea asta pot să răspund, nu știu, mai mă gândesc. Și la politica internațională? A, ah, bun, sunt acolo, am foarte mult. Chiar sunt curios pentru că nu te-am auzit niciodată de care... despre gusturile tale vis-a-vis -vis de politica internațională. Băi, oamenii politici puternici își duc țara înainte și au curajul și responsabilitatea măsurilor dure în condiții de situații dure sau vremuri critice. Cum este asta cu pandemia adumrat. înțelegi? Mm -hmm. Asta cu pandemia scoate în evidență forța unui politician sau uh, slăbiciunea. slăbiciunea lui. Mm -hmm. uh, Ori acum, eu. După părerea mea, țările din occident iar s-au detașat și au arătat că sunt niște forțe și că știu să-și ducă. Popoarele înainte, în timp ce partea asta din Estul Europei, iarăși, a scos în evidență Am rămas la, problema la care a fost din dintotdeauna cu ei. Comunismul a lăsat o amprentă îngrozitor de dură asupra noastră, asupra minților noastre și m-am și gândit, băi, de ce, de ce, de ce, de ce? Și uh, am un oarecare răspuns, de, deși nu e al meu, e inspirat din. am citit un articol care. bă, a spus foarte frumos acolo. Domnule, lipsa de încredere în autorități. Din cauza. în primul rând, din cauza perioadei comuniste, când totul a fost minciună. Tot ce s-a transmis de la nivelul conducerilor comuniste către popoarele din Estul Europei a fost bazat pe minciună. Minciuna comună. Comunismul tot. Așa a, 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 a fost. Comunismul ăla. Pe care l-am trăit noi, a fost minciună. Și oamenii nu cred, nu mai cred nimic din ce vine. Deci, noi trăim în ziua de astăzi, avem reflexul ăsta de a respinge tot ce vine de la guvern, tot ce vine de la politicieni. Bine, e adevărat, nici ei nu fac nimic, ei, guvernul, politicienii, să depășească chestia asta și să mă facă pe mine, pe tine, pe oricine. Bă, să ne facă să avem încredere, pentru că nu sunt indivizi serioși. Pe vremuri... Nu sunt indivizi pe care să-i tratez cu respect. Asta lipsește, băi, nene, mă. E vorba de respect și de seriozitate. N nu -n zic că Iohannis, Klaus Iohannis nu e un om serios. E chiar mult prea serios. E mult prea sobru. Dar cu ce s-a întâmplat în pandemia asta, nu a reușit să demonstreze că e un... Că să ne demonstreze că e un mega-lider. Mie îmi place meu, Boris Johnson, și îmi place politica uh, britanică, băi, acolo lucrurile sunt foarte clare. Am vrut să ies din Uniunea Europeană, băi, am respectat un vot și am ieșit. Că așa a vrut neamul, cu orice... Tu îți dai seama că dacă era România, de câte ori ieșeam și intram în Uniunea Europeană? Deci ieșeam, anul ăsta ieșeam, la anul veneam înapoi, iar ieșeam, iar într și era așa un dute vino, vreo 30 de ani cred că ar fi Ro-exit-ul, asta ar fi durat vreo 30 de ani, 40 de ani, până se sătura o Europeană de noi și ne dădea afară, Dă da, plecați dracu' de aici, că ne-am săturat, că vânturați ușa aia și e curent. Băi, ori afară, ori înăuntru. Deci, ăștia hotărâți, ăștia puternici sunt, sunt uh, pentru mine politicienii adevărați. Am zis de asta, uh, 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 mi-a plăcut uh, Trump până la un punct când l-a luat valul și s-a dus prin bălării, l-a distrus pandemia și m-a deziluzionat total. Despre Biden nu prea vreau să mă exprim că e abia la început. Am o părere, nu-i foarte bună. E ca... Cred Ce că părere să spui despre bunicul? Băi, să spui că bunicul e, e dus? Nu? Eu... Nu, e, blând. Să... e blând, e Băi... blând cu oamenii bătrâni să fie înțelegător. Absolut. Punct. Uh, îmi place... Eu aștept să zici că îmi place Merkel. Nu. Nu-ți place Merkel? Dar mi-a plăcut până la un punct, până în 2015, după care am constatat că, de fapt, s-a întâmplat ceva foarte greșit acolo și uh, ce s-a întâmplat în 2015 are reverberație până în ziua de azi. Și uite-te la scandalul cu refugiații din Belarus. Băi, ce nebune, Lucașencu ce dement că el aduce uh, sirieni și uh, și curzi, da? I aduce cu avioanele în uh, la Minsk și după aceea îi încolonează, îi, îi urcă în camioane și duce la granița cu Polonia. Eu n-aș fi crezut niciodată. De aici, de aici, păi cum să ajungă Băi, tu ți dai seama ce gândire Eu n-aș fi crezut niciodată că A? un om care toată viața lui s-a preocupat de umor știe atâta politică precum știi tu. De unde înclinați asta spre politică? Eu cred că până la urmă aceste două drumuri la tine, umorul în toate formele lui și politica au mers paralel și s-au intersectat de multe ori. Păi, nu știu politică, eu nu știu politică, eu doar Dar tocmai citesc... mi-ai demonstrat, eu nu știam de curzi pe care îi pune Lukashenko, nu știu cum, înțelegi? Eu habar n -avem de chestiile astea și sunt convins că tu ar trebui să-ți deschizi o linie de politică internațională combinată cu puțin umor. <laughs> nu știu cum ar fi chestia asta, dar eu cred că asta trebuie să faci. Um... adică tu, tu știi, eu... tu, tu urmărești oameni. Citesc, citesc destul de mult. Adică citesc aproape permanent lucrurile care se întâmplă în jurul meu. Așa am fost dintotdeauna Nu pot să spun că sunt pasionat de chestia asta. Îmi place să citesc despre, Îți place să despre mai mult lucruri. să informațiile? Informații, da. da. Tot de acolo scrii și umorul tot din te, informațiile te, astea? Te inspiră foarte tare. Cea mai tare sursă de, de umor este viața. Ce vorbim aici? Prin toate aspectele ei sau în special politic? Păi, nu. De, po, dacă citești, știi, dacă ești informat, îți vine mai ușor să faci ficțiune, crede-mă. <gântu -i> pentru că... Ai niște date pe, reale? Pe, pentru, că, pentru că realitatea e mult mai aspră și mai dură și mai puternică decât ficțiunea. Înainte de 89, spectatorul de la uh, evenimentele umoristice era un fel de complice al tău pentru că tu trebuia să ascunzi gluma. Iar acum, în momentul de față, tu vezi o schimbare la spectatorul modern, care nu mai vrea uh, printre cuvinte, ceva printre cuvinte. Vrea gluma pe față. Vrea o glumă pe păi, asta, asta, este e asta marea transformare. Asta, -i, asta -i marea diferență pentru că nu mai este cenzură. Înainte de 1989, ca să fentezi cenzura, trebuia și, și ca să faci umor social, ca să spunem așa, inspirat din viață, trebuia să folosești dublu sens. Mesajul cu dublu sens. Mesajul codificat. Nu puteai să spui pe scenă cuvântul partid sau ceaușescu sau uh, foame sau mâncare sau... Nu, mâncare puteai să spui, foame nu puteai să spui. Așa. Și erau cuvinte interzise. Erau listă de cuvinte interzise. Nu știu dacă știi chestia asta. Nu, nu știu. Da. Deci, Comitetul Culturii și Educației Socialiste a emis o listă cu cuvinte care erau interzise a se rosti în public, pe scenă sau la televizor. Mâncare era una dintre. Nu, nu mânca foame, mă, foame. Foame, uh, uh, sărăcie, uh, dolari, tot ce era legat de educația occidentală, n-avei voie să spui. Înțelegi? Nimic. Acum am aduc aminte că casele de, de schimb valutar se numeau shop. Îți minte? Shop, da, da, da. Am da, da. uitat complet asta. Da. A, erau, erau, de fapt, magazine, magazine în care, care se erau... vindeau produse în dolar pentru turiști străini. Da, corect. Bine, cei mai mulți cumpărători erau <g handle> tot. tot români sau studenți arabi care cumpărau studenți străini, nu arabi. Cei mai mulți erau arabi, într-adevăr. Studenți străini care uh, aveau acces acolo, cumpărau țigările și le vindeau în fața la hoteluri. Și acum și Marlboro și nu știu ce. Și acum, mm. spectatorul din ziua de astăzi vrea gluma nu, cât nu, mai pe șleau. Nu, e o, e o mare diferență și uh, 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 în ceea ce privește educația publicului, pentru că publicul de acum este foarte diferit și este preocupat de totul alte lucruri decât erau atunci și nu mai are nivelul de... Bine, depinde de vârstă aici. Publicul tânăr, mă refer. Publicul tânăr, mm -hmm. publicul studențesc de atunci era... Brici. Briliant. Era mm -hmm. extraordinar. Și foarte implicat, și foarte. Uh, 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 foarte. cum să spun eu? Uh, atașat de ideea de frondă. Orice exact. spunea împotriva regimului, imediat prindea. Imed explota. Pentru că el abia aștepta Explo era singura lui armă prin care putea refula venea în cele de spectacol și când prindea o șopârlă de aia că spunea o ceva legat de mâncare, de foame, de cantină, de a, băi, râdeau oamenii de să spărgeau. Și, dar nu era un râs normal, era un râs de frondă. Era un râs împotriva celor care ne făceau viața atât de săracă și de, de ternă și de tristă, știi? Pentru că, băi, să, să nu uităm, trăiam... Da. pene de curent, trăiam un frig băi, tu știi cum se încălzeau studenții în cămile studențești își făceau din cărămizi de BCA le scobeau sub forma unui, așa, formă de șarpe, da? și puneau acolo nichelină nichelină iau 4.000 de watt 6, de, când s-ardeau cablurile, când băgau ăia în priză s-ardeau cablurile din cămin Până în stâlp, cu tot cu stâlp ardea. Înțelegi? Pentru spectacolul din, din, uh, din vremea respectivă am o fotografie, și pe care vreau să-mi descrii, să-mi spui ce se întâmplă cu tine aici. Ha, 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 bai de mine. Tu știi ce asta? Nu. Asta este prima mea apariție pe scenă, într-un spectacol studențiesc. Când a fost asta? În 80. În 80. Cine-i în... partenerul tău de acolo? Uh, Mircea Ungureanul îl cheamă uh, este cred că este și acum la radio Iași și comentator sportiv, uh, dar am fost colegi, el a făcut energetică, eu am făcut uh, electronică, dar am fost colegi, eu am fost parte cu el, coleg în prima trupă care se chema uh, în prima trupă în care eu am, uh, am intrat și am evoluat ca student se chema asteris și era consta de formată și consta de uh, dambacinzi. Eram culegător de folclor, jucam rolul unui bătrân, moș, moș bătrân, culegător de folclor. În de Alexandri. Băi, și ăsta am luat un interviu. Luat... Mie inter... <laughs> da. Eu, culegătorul de folclor. Și ce poate putea să scoată un de Eu am de mai spus-o asta în, 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 într-un uh, podcast. Cred că la Bobonete am povestit, dar tu ai poza. Eu, eu nu, nu mai știam de poza. Am cia -am am. colegi. Și cântam. Cântam. Deci tu cântai, dar acum refuz să cânti. Mă rog, da, ce da. cântai? Vrei să spun cântecă pe da, care... Da, Asta aștept. Moșule, trăiești bine? Da, trăiesc foarte bine. Și muzica pe care o interpretez e o muzică în care uh, uh, este inspirată din viața bună pe care o duci. Da, așa este, așa este. Poți să ne cânți? Uh, spre exemplificare, un fragment dintr-un cântec de viață nouă? Sigur că da! Hai zi! Moarte, moarte, blasta hartă. <laughs> Ce tot când la noi la poartă, omul cât de bătrânul, tot se duce suschinându-o, gel în urma lui lăsându-o. Hai, vină, vină și ne spune! Stai, domne, stai, domne, nu așa, ceva vesel ne trebuie, ceva de viață nou inspirat din belșugul și din frumusețea lucrurilor care se întâmplă în societatea noastră pe care o construim noi, țărani, muncitori, intelectuali, la, știi, propaganda. Da, 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 da. Poți să ne ceva vesel și care să -mi... Da, sigur, hai de drum. Moarte, moarte, blasta cită... Că omul cât de bătrân trebuie să duci sus chinându jele norma lui lăsându-l. Ai vine, vine și ne spune cum e drumul în cei lume. Drumul e lung și ciotoros, cin s-a dus, nu s-a întors. Of, of, on, off, on, off. on, off? <laughs> on -off? Asta e o ponte modernă, on, off. Iată. deasupra, la scena aia, așa. era tabloul, tovarșul. Așa, așa. Omul cât de bătrânul, tați să duce să chinându Doamne, și publicul era... Da, da, jos. Era pe jos. Festivalul Gaudiamus. <coughs> aia. Aia înseamnă poza aia. Să știi că nu toată lumea a avut un gând bun vis-a-vis -vis de venirea ta aici. Așa. Și uh, nu vreau să-ți ascund niște oameni care care au fost împotriva venirii Italia aici. Da? mai bine dai i tumplei. <laughs> M-a sunat aseară nebunul de Brenciu și mi-a zis că vrea să fac un pod. Păi Brenciu nu știe să amestece apă cu ciment, frate. Nu te băga în pod, în construcții cu Brenciu, Tony. Ai nebunit? Păi <laughs> după nebun, Tony. Și dacă îl vezi pe Brenciu cumva, spune-i să-mi cântești și mie aia cu chiuveta, că mi-a plăcut de rimba a Vaccinul -a la chiuvetă se se cântă acum. Da? Uh, vreau să spun pastilă, că da? pastila, este unul dintre prietenii tăi foarte da. Old, foarte buni, da. Foarte buni. Uh, și anul ăsta s-a întâmplat un lucru pe care nu l-am putut <laughs> ce-a pățit el cu trotineta, deci, nu? nu. Când mi-ai povestit și... Este... Deci, povestea asta, colegii mei de aici nu știu deloc povestea asta. Îl știți pe pastilă de ani de zile. Băsescu. Îl știți foarte bine, Băsescu. Da. Știți că vioara lui, cu ochelarii lui, cu zâmbetul lui. Toni, pe scurt, ce s-a întâmplat cu pastilă? Da. Pentru care vioara și modul de, de a, se evidenția în societate era foarte, erau foarte importante, să spun așa. Pastilă ce a făcut? Uh, eram la mare prin luna august și uh, vroiam să. Adică, eu cred că veneam să mă întâlnesc cu Cu tine. Da. Și uh, pe drum mă sună Pastilă care știam că se pregătea să meargă la un spectacol sau. Uh, nu, se pregătea, ca tot omul care e în concediu. Corect. Și îmi zice: uh, Sunt la spital. <laughs> Asta e primul. Sunt Zic, la spital. Ce face? Sunt la spital, am mâinile rupte. <laughs> Zic, nu, ce vorbești de acolo? Despre ce vorbești? Cum adică ai mâinile rupte? Da, am mâinile rupte. Cum? Dar ce s-a întâmplat? Am căzut de pe trotinetă. <laughs> <laughs> Cum? Cum ai căzut de pe trotinetă și ți-ai rupt două mâini, ambele mâini? Cum? Cum? E că am venit peste cap, că a intrat o roată, o piatră în roata din față, a blocat-o și m-a aruncat peste ghidon în mâini. De, de, fapt, el cred în mâini, normal că a amortizat. Corect. Da, e, e, și îmi zice, îți foarte mulțumit, mă doare foarte tare, dar sunt foarte mulțumit că n-am căzut în cap sau nu mi-am rupt alte ceva, înțelege alte lucruri mult mai, mai, grave. El fiind în spital la Constanța, în camera de gardă și așteptând să-i pună ăia mâinile în ghips. Și a ieșit după aia, mi-a și trimis poză, cu mâinile înghit, și de atunci, de atunci din august, suntem. El nu și-a revenit și a făcut o operație, i-a băgat în mâini niște plăcuțe și așteaptă operația la cealaltă mână. Aici e bine să vă spun că e face parte din viață și din peisajul ăsta cu doctor și cu. Așa. Spital COVID numai secția de urgență, nimeni nu intra acolo, pastila a ajuns, a așteptat, i-au pus să iau o mână în, în gips, ghips și cealaltă i-au legat-o cu, cu niște ateliere și au spus aici nu ai nevoie de nimic, aici ești ok, ești ok. Bun. Și-a făcut după aia, s-a dus la vasului, lui și-a făcut analizele cu Întrebă s-a spus, bă, nu e bine nici aia, nici aia, nici atela, nici gipsul. I-a dat Gipsul l-a aranjat, i-a pus mâna, a stat o lună și ceva sau o lună în gips cu ea și asta trebuie operată pentru că a intrat în falangele astea, a intrat înăuntru și a deranjat toată arhitectura mâinii. Nu poate să se opereze la mâna asta din cauza că în Iași sunt interese operațiile din cauza COVID-ului și toate sălile de operație sunt închise și o așteaptă de niște săptămâni să-și rezolve problema care se osifică acolo greșit. Se Te osifică greșit și, și așteaptă să treacă valul de COVID, să poată să se redeschidă sălile de, de operație. Să... Băi, un caz care e plecat dintr-o trăznaie. Dar uite, încet, omul trăiește într-o problemă de sănătate major, majoră. Deși e de râs că e degetul. Dar nu e așa. Nu e așa că Ia să-ți... Știu, știu, știu. Orice nu, sudare greșită orice, înseamnă o nouă operație sigur, sau chiar sigur, mai multe în plus. Sigur, Deci, vezi ce, ce drame ies dintr-o... Din nimic, adică dintr-o secundă de neatență Pentru că mergea cu... cu trotineta. trotineta. Deci trotineta este... Este un obiect de care te atingi doar dacă ai destulă minte... <laughs> Și elasticitatea corpului. Să trecem puțin cu trotineta prin uh, viață. La Divertis erau 13 bărbați. Mai târziu, când a venit serviciul român de comedie, erau mai puțini bărbați. Practic, eu am văzut o trecere formidabilă în ceea ce te privește de la o trupă de umor. De la, fără nicio femeie. De la călugărie? <laughs> aleluia, aleluia! Deci, da, la dita mai... De la mănăstire la biserică. El zice... Hai de la mănăstirea la, da, la, la Amsterdam. De la mănăstirea Secu, de călugări. <laughs> exact, <laughs> la mănăstire, asta a fost trecerea. Înțelegi? La biserică unde... Nu Dar bă, nu te-ai gândit vreodată la Divertis că poți să colaborezi sau erau... Colegii tăi erau atât de... Cum să spun? Ocupau atât de bine rolurile încât nu simțeai prezența nu, unei femei. Nu era nevoie. Eu am avut colege în, în echipă înainte de... În, trupele celelalte în care am fost și chiar la Divertis în, în trupele partea Trupele celelalte în care ai fost? În care am fost înainte de Divertis. În ce trupe? Păi ți-am spus, înainte? am fost în în Trupa Asterix, am stat vreo un an, doi acolo. Asterisk? Asterix, da. Asterisk. Asterisk. Deci nu era niciun bărbat, nicio o femeie la Divertis și brusc la la Serviciul Român de Comedie au venit câte femei? Um, câte, câte actrițe? Câte 6, cred că. Uf. Da. Cum te descurcai tu printre atâtea Da Foarte frumos și mă descurcat și acum. <laughs> La fel de foarte frumos și foarte bine. Bă, de... Și sunt, e, um, sunt niște fete excepționale pe care e, le apreciez de atunci de când am început treaba și până până acum, când încă mai facem treabă. Deci în formula, nu chiar în formula, că s-au mai schimbat lucruri, dar da, da. înțeleg ce -o spun. Deci în continuare... actrițe jos pălăria. Tu în continuare crezi în umor, pentru că altfel n-ai face chestia asta, și în continuare scrii pentru aceste scenarii, pentru aceste fete și pentru... Și pe, pe ele le pui în prim plan. Păi, după câte văzut. e normal, e firesc. Iar ele vin lângă tine și... Nu, e, nu, nu, te, nu te gândi că avem relații de astea așa, de prietenie și de intimități și de... Nu, că sunt femei la locul lor, fiecare Băi, numai la câte naștere am asistat eu? Am asistat. Adică, deci toată trupa s-a înmulțit, deci au făcut copii până la trei. Adică sunt la al treilea la rând deja. La Aniela. Toni, vreau Aniela să spun că lângă tine România prosperă. Da? Așa este. Și am zis, bă, fiecare copil care vine e un semn bun de belșug. Când ai invitat? Nu zic că și pe Cătălin l-am asistat pentru doi, cred că nu. Al treilea a venit după a, așa. Deci da, că și băieții și au făcut treaba, când nu -a numai pe ul pe parcursul cât ori s-a întâmplat src -ul? Din uh, 2009 până în 2015. 2014. 2014. Da. Serviciul Român de Comedie. Chiar vreau să spun că a fost bun. Am și eu, am fost și invitat și eu la emisiune. Și chiar vreau să spun, de multe ori am vrut să spun lucrul ăsta, titlul mi se pare foarte bun. Nu Băi... se că nu știi ce e se Dacă îmi zici Serviciul Român de Comedie, E deja statul paralel. <laughs> de? Fără să știm atunci când am dat titlul ăsta că există statul paralel sau ce e la statul paralel. Apar da. Bine, statul paralel de comedie, care cred că e mai important decât statul paralel ăsta serios, știi? Ăsta... Ăsta da. care, pe care nu-l iubim prea tare. vreau să văd dacă ești paralel sau nu cu câteva gânduri muzicale. Nu o să cânți, dar trebuie să recunoști melodiile. Aceste melodii, pentru că tu ai o reche foarte bună, mi-ai și demonstrată din ori, o să le cânte Edi la pian. Atenție, sunt doar niște generice muzicale. Tu trebuie să-mi spui de la ce emisiuni sunt aceste generice muzicale. Și începem cu primul. De Ia de la Enciclopedia! Aplauze da, pentru Da, mă, asta e test deja, nu? Asta e test, ăsta e test. Da, Urmează al doilea. Desaur folclor. Desaur folclor. Nu nu. Și călărim, mergem cu calo, hai. Mergem mai departe. Dumitru Fărcaș, a, nea Dumitru. Mare artist. Tu biru biru ba, tu biru biru tu biru biru Tu biru tu biru tu biru biru tu bi du bi -du, du ba tu bi du bi ba tu bi bi du ba, -ba. ora ta, ta ta ora vesel, ce asta tu bi du bi du ba tu bi bi pa pa tu bi du bi ba tu bi du bi ba tu bi Zâmbet pe 16 mm așa Marin Traian Așa te așa. vreau O să zi se zicea un zâmbet de 16 mm heroin. Hai să-ți mai dau Adică un Dar tu mai ții minte cum spunea mm. Marin Traian tot, Iar cum e bine toamnă iar și ne strecura cu de o glumă acolo <laughs> da, da, Mă rog, nu prea Țin minte rubrica Știu, știu ce, că el făcea Mă rog, filma lucruri de astea Cum ar veni Amuzante că, Ieșite din, din normalitate Adică un semafor căzut da, da, da. o bordură scoasă, un canal fără capac și avea pentru fiecare câte o... că vedeți că dacă spiritul gospodăresc cu de asta, știi? băi, glume de glume cum se cât se permitea de către țindulă. Da. De asta zâmbetul era de, de 16 mm. mm. Nu era, alt... era mic altfel dacă dacă zâmbeai mai mult de 16 mm. Uit te întreba cineva, dar ce faci domnul acolo? De ce râzi? Nu cumva râzi de uh, societatea societatea socialistă multilateral dezvoltată? Nu cumva. Nu? E. Uh, asta este o să fie greu, te anunț din prima, dar vreau să faci un efort, pentru că te privește direct. Eddie? Hai că era una. Unde avea veselă? Nu, mai a, a, era, la radio. Unda veselă, era la radio. Unde avea era la radio? Unde ta? La RRA? Nu știu, mă. Cascadori. risul da, mă, da, da. da, da. Cascadorii râsului. Da, nu, nu țin aminte muzica de la, da. Și o rubrică care a făcut istorie. Bine, na, nu ți-am pus telejornalul pentru că l ghiceai imediat. Dar m-am gândit că <laughs> <laughs> Exact <-ve>, ce? <laughs> ce brec... <laughs> Ce asta? Telecinemateca Telecinemateca Și cu 4 la 1 Toni și înscrie scrie O ce frumoasă era asta Am fost Am fost astă vară Și am vizitat muzeul Chaplin Unde? La VV Am fost cu Petre Ah cu Petre sale? Da Și cu fratele meu Cu Eugen Doamne I-ai spus vreodată că Ah stai că ți-arăt Zi <laughs> Asta trebuie să mă trimis neapărat <laughs> Eram cu Albert Einstein Mă rog, într-o postură Eu cu Albert Einstein Era din ceară E din ceară Albert Einstein În muzeul uh, Ceplin Foarte frumos muzeu. Este impresionant a, Așa Te Intri ca în tunelul timpului uh -huh. Și te trezești în anii 20 în uh, studiourile lui de la, de la Los Angeles, de acolo, de la Hollywood, și vezi, băi, în muzeu sunt elemente de decor de atunci, costume de atunci, obiecte de atunci, folosite de ce? Și de actori în diverse filme, bachea, seturi, seturi de film, deci excepționale, excepțional totul. În urmă cu trei zile am cunoscut un primar, Primarul din Izvoarele. Uh, tu. Știu foarte clar că ai experiență cu primarii. Câte interviuri n-ai făcut e, tu cu primarii? Da, asta e. Da. Și știu că nu. Nu te dai niciodată în de la a intervieva un primar. Uh, dragii mei, astăzi uh, o prezență inedită în cadrul podcastului nostru, primarul de la Izvoarele, Dumitru Pogon, care are o poveste fascinantă, a, care abia așteaptă să fie revelată publicului, viața lui e ca o telenovelă. Căsătorit cu viceprimarul. A, bun. Și fata lor, Mariana, e chiar responsabilul cu bubelele din izvoarele. Foarte bine. El are și relații extraconjugale, Izabela fiind chiar cea ca amanta secretară lui. Eu, în momentul de față, îți dau acest microfon pentru că în aplauzele voastre le invit pe primarul din izvoarele, domnul Poporan, Domnul... Poftim. Domnul Pogon este aici. Să trăiți. Domnul Pogon este aici, este primarul din Izvoarele. Domnul Pogon este... Nu mai domnul spune, Grecu. că am vorbit că nu, mai, că nu spuneți numele când, a, când am vorbit că vin încoace. Ce scuze, domnul Tony Grecu este Să în lumea umorului. Este unul din greu umorul românesc. Vă rog foarte mult... Ați vrut să beneficiați domnul un Da, Dumnezeu. pentru că îmi doresc din tot sufletul ca să mai primesc încă un mandat dincolo de povestea pe care ați expus-o, am crezut că mai a spus întrebările alea, că mă întrebați așa, ca idee. Acum eu am fost sincer cu noastră, nu știam că mă dați la astea. Podcast. Hă? Podcast. Da. Și acum, dacă a zis așa, vreau să mai câștig un mandat, și m-am gândit ca să vă rog din suflet, dacă puteți, pe dumneavoastră, știu că aveți orchestra aia mare și așa, să veniți să cântați, dacă e să-mi spuneți cât europalesc, că vă fac scenă din europaleți frumos, îmi ziceți câți băieți aveți și vă fac la fiecare băiat câte un europalet, ca să... <gătă -s> Deci ce ziceți câte să pun și la domnul Grecu dacă poate să vină okay, să strămară, facă să știți. că eu știu că am ascultat glumele noastre și așa și dacă faci niște glume niște așa să bucure țărania să vă votez. Deci, ce da. cum vă cheamă că n-am reținut numele? Dumitru Pogon o cheamă. Dumitru Pogon, așa. Da. Dumitru Pogon, primar în izvoarele căstorit cu viceprimarul. E Asta sau Detalii. Viceprimarul e bărbat, A, sau, o femeie. Viceprimaru, e bărbat <laughs> sau femeie? Că n-am este femeie. Că noi la izvoarele acolo... Putea să fie și bărbată, Care era problema? De ce să nu? La noi la izvoarele nu putea. Nu, nu, nu putea? Nu. N-am nu. Nu. N n avut cazul N-a ajuns valul ăsta de progresism până în izvoarele, nu? Nu știu, că n-am prea fost plecat de acasă și am stat mai mult în zona, <laughs> okay. acolo pe localitate și atunci... Deci că storit cu doamna da. viceprimar și aveți... Amanta este? Este. Cine e? Este. Secretara? A, așa, bravo. Da. E un fel de uh, triunghi amoros uh, pus în slujba comunității, care lucrează pentru comunitate, da. corect? Este eu. foarte da? adevărat, i-aș spune pătrat. că Nu i-am mai zis de domnul Brânțu și de doamna, învățătoare de la școală. <laughs> e pătratul amoros, deci. A, e pătratul amoros, deci. Da. Cum ar veni? În, în pătratul ăsta sunt trei femei și un bărbat. Am zis bine? Da, da. Păi, a treia femeie nu i în plus. Nu. A, e, a doua, a, e a doua amantă sau ce e Da, ea? exact. A, deci avem o soție și două amante. amante. Da, Foarte pe principiu de trei, ca așa se vede la noi... de trei. Uh, acolo uh, vă cunoaște, lume, toată lumea vă cunoaște, toată comunitatea Păi vă da, cunoaște, eu am un cer... da. Și știe toată lumea din sat despre acest pătrat amoros? Da, toată lumea. Vă bârfește toată lumea? Bineînțeles, a? bineînțeles. Păi e ocupația principală și, la noi, Și este asta nu a avut un efect la vot, adică nu... Păi tocmai că a avut un efect extraordinar. În sensul, în sensul de pozitiv. Pozitiv, da. Adică v a votat oamenii tocmai pentru... Păi da, că dacă nu... eu, eu, de fapt, eu am fost nevoit ca să fac aceste relații. M-ați înțeles că eu în mod normal eram, stăteam acasă, liniștit cu soția. Da. Dar pentru că am avut nevoie și la, la școală ca să pun profesorii să mă voteze. Pac, am luat-o învățătoare. Am avut nevoie în primărie ca să știu ce să află și atunci să se să, să, să întâmplă ce se vorbește Așa. de mine și am luat secretar. Și poți să-ți oricum deci, avea. Deci cum, a, cum, ar veni dumneata, Campanie unde ai ele... de sprijin, da. Uh, faci o relație... Alianță, cum să zice. Deci sexuală, dezvolți. E o, asta este re relația dintre politică și sex la dumneata. Este, este strâns. Fizică. E există, ca la plante, simbioză. Deci... Pur și simplu există fizic, nu e o glumă, nu e o vorbă, nu e o teorie. Da? Nu, da, nu este. Deci, ai nevoie de o Bine, treabă... Bine, ai mai mult teorie, ai nevoie, dar... Ai nevoie de sprijin la școală, te duci... La doar Și o tragi cu uh, un cadru didactic. Da. Pe care, în felul ăsta, l-ai obligat și e, îți devine da, agent electoral. Am... Ai nevoie de o treabă în primărie cu secretara și cu... Da, ca uh, să știu ce, ce se vorbește de mine. Da. Dar Asta. dacă ai o treabă la ăștia care dau fonduri... Europene la nu știu limbi străine. A? Nu știu limbi străine, nu știu cum să mă apropii. Nu o... vreau că sunt tot român la Apia, nu? Dacă ai treabă la Apia. Cunosc pe cineva la Apia. Cui o la Apia? Cui, cu cine te îmbârligi? Ca să vorbesc pe limbaj popular, țărănesc. Da, deci cu doamna așa. de la județ. Dar asta chiar nu voiam să spun, că m ar rugat să nu zic. Cu cine? Cu doamna de la județ, care e responsabilă pe județ și pe... Care are adică și... te duci, dar bați și sus, adică te duci și în prefectură te duce. Da. Deci... Uh, <laughs> Dar ce acta... e că ești armăsar? Ești taur? Ce ești dumneata? Om! <laughs> După cum am pai, nu pare că ai fi om cu păi masca da, aia și cu pălăria pe cap. De ce păi, porți pălăria aia pe cap? Ca să e elegant. Azi că, asta, asta e, la asta, asta e dovadă la... de eleganță. Eu mai zicea, aș zice mai curând că e o dovadă de prostie să pui pălăria peste glugă. Ori e glugă, ori e pălărie. Păi așa am înțeles că trei la postare. Așa se merge în izvoarele? L nu, la noi la izvoarele se mergem în papuși <laughs> de-aia de plastic <laughs> și în mai eu. Dar aceea a venit la podcastitate, cum a zis, deci am venit... Uh... La podcastitate, Da. <laughs> Mă rog, da nu se, nu, castitatea și cu dumneata sunt două lucruri care se resping, nu se adună. Asta nu cunosc. Castitatea Pasta. este... nu de la noi din sad, de la izoarele, castitatea asta. Pare ceva spanioloică ceva altă nație. Ok. Da, deci acum ca să-mi spuneți că eu asta că să știu, deci veni să cântați dacă e, că avem alege și dacă dumneavoastră puteți ca, să adunați câteva glume, câteva așa și să veniți să ne spuneți acolo ca să fac și eu... Dar pe brânci l-ați văzut vreodată într-un spectacol la sala Palatului? Unde la? La sala Palatului? N-avem la așa. Păi nu, normal că n-aveți la, la Căminul Cultural. Dar la, la televizor, la Masca l-ai văzut? L-ai văzut la emisiunea Masca pe, pe cu, exact. că am învățat engleză că e un noroc cu emisiunea. Deci îți place emisiunea Mask Singer? Da. Cine îți place cel mai mult de la masa juriului? doamna Mihaela Rădulescu. De ce? Că stă la Monaco. <coughs> E dorița mea care să merg și eu în străinătate. Nu în România. Doar pentru că stă la Monaco, îți place da. de, de Mihaela Rădulescu? Păi așa ce, Alex Bogdan sau cum îi zice... Băi, dar nu-ți e... place da. de ea pentru că e o femeie care arată bine, arată, care da. e lucrată, are corp Și mi-ar mi, -ar, mi -ar plăcea să dezvolt și relațiile e. internaționale, ca să zic așa, că dacă avem și român... Păi vezi la, Monaco... La cât ești de taur, tu lângă Mihaela e's Rădulescu berbe, ar berbe, trebui, berbe. Ar trebui să stai. berbec, eu nu tau. Și dumneavoastră veniți dacă e sau... Băi, dacă e breci, eu nu cred că mai încap. Adică n-are rost. El umple scena oricum. Da. E un artist complet. El face și muzică și. Vă aștept la mandatul următor, dacă e. Bă, poate, da. Deci, vă aștept cu mare drag ca să duc și eu ceva acasă, dacă e că tăcună... nu. Da, puteți, vă aștepta acolo, vă aștepta un pahar de apă plată. A, ah, păi e comicoză, uita, uita, sticla asta, lăsați-o aia că pe cregă. Multă sănătate no, la, la, la sănătate. La, la sănătate. toți doamne ajută, uh, de, de la locuitorii din... Izvorelanile. La izvorani, da. izvorin, izvorin, Nu, la izvorani e izvor... izvor... <gătării>, în partea lată, <gătării>, mă bag acolo la... Aplauze pentru Aplauze domnul pentru... Pogon! Aici, mulțumesc! Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vă iau acest interviu. Da, eu, eu am observat la tine o chestie interesantă, de fiecare dată când te afli în, în preajma unui subiect, tu deja încerci să la... Una... <laughs> Cer mi de vă aveți una mai caldă, că e rece și mă doare la... Avem, vă așteaptă afară una mai caldă, A. mulțumesc frumos, sănătate! De, uite, ia de acolo, poți să iei o doză de aia. asta, e bere, rece, nu? Nu, ia pe minerală, dar nu contează. Ia o bricheta asta. Nu, nu, să nu, lăsați bricheta. Nu, nu, domn Pogo, lăsați bricheta, că îți dați foc la instituție. Sănătate. Sănătate, -a a a dispor, nu mai bine. Așa a dispărut, și apeole, din, a pe o sedi Așa s-a dus și Alexandria și și Deci, și, când cea unul pe lângă o ceapeului, mai la un leaz dintr-un gard, poarta, o fereastră de termopan sau așa. C am uitat, deci am uitat să vă aduc, deci este simbolul nostru al localității, E puțin că... Coarda. Sănătate, nu mai Coarda. Bine. Da. Coarda aia de la, de la școală sau o Nu, no, de la apia. Aia. Coarda de la apia, doamne, da. uh, și, și eu, 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 cred că unii oameni când s-ar -ar trezi în asemenea situații, n au scoate un cuvânt. Tu deja cauți prin toți porii tăi, tu cauți deja Ei, să... crezi? Da! Da. Dar bineînțeles, eu te-am văzut și știam foarte bine, de asta am și pregătit momentul ăsta cu Pogon, care mi-e prieten din izvoarele. Uh, tu ești ca un fel de, în cel mai pozitiv sens, ca o pradă umoristică. Așa, explică. Explică. De fiecare dată când ai avut în interviu și ai luat o, o groază de interviuri, două în primar sau unul, asociația, mai ții minte uh, Les Animos San Frontier Animalele frontie, fără frontiere este mega celebru Este e... poate cel mai Urmărit număr Din istoria echipei prin 90 Și de fiecare dată când ești în fața Unui un asemenea interviu Îți vin o groază de idei Dar ceea ce mi-a plăcut Și nu numai mie de fiecare dată Tu te lași victimă râsului Păi, nu e vorba de. Vi A, asta Adică, asta nu, te referita, nu te mai. Am înțeles. Poate e respectiv, asta da, 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 da. Băi, dacă gluma e bună, de ce să nu râzi, mă? Să fi uh, zgârcit cu râsul, e cea mai mare prostie din lume. Și că sunt oameni care nu râd, să nu se facă de râs. Pe bună? Da. Oh, cum? Uh, am uh, fost uh, chiar în situații în care am spuneam glume la oameni mai rafinați, ca să zic așa, așa zic o... unde râsul era așa, din vârful buzelor, așa. <grijine> 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 dar ei, de fapt, le plăcea, dar nu vreau să își dea drumul la râs ca să nu pară vulgari, că îl vedea ăsta de aici, care băi, nu poți să râzi cu gura până la oricare, că așa râd proște. Băi, eu nu sunt așa, mie îmi place să râd sănătos, ca să zic așa, dacă e de râs. Dacă e de râs, repet, dacă nu e de râs, nu râd. Dar uh, asta e, e un lucru care a rămas uh, în, în, în relația cu, cu, cu actorii cu care am făcut uh, interviuri mm -hmm. așa de-a de lungul anilor uh, și sunt vreo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, <cute> așa. Așa. Uh, de chestia asta îi ajută și pe ei. Pentru că dacă râzi la dai o poantă pe care el o spune că da? te îi... improvizat da, aici, da. -am, nici n-am știut ce puneți voi la cale. Îi vin și lui, îi ridici la plasă. Da. Cât de mult contează asta într-un exercițiu de improvizație, e greu să-ți spun eu în cuvinte. Dar o, o simți. E o treabă, când ești într-un exercițiu de improvizație, trebuie să fii inspirat. Iar rolul celui care pune întrebare Este să-l inspire pe ăla Care improvizează Dar e și reciproc Că ăla dacă duce bine povestea Și ție-ți vine să pui Întrebări și să ți scormonești Ce mai tare, știi? Să ajută unul pe celălalt exact e, și, și publicul publicul din Acum tu ai fost publicul și cu da. Colegii de aici Râsul lor este Vântul din pânze Vreau să te întreb dacă ai ajutat pe cineva din, pro, din postura de, de, de realizator. După 2009, când am intrat în uh, 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 proiectul ăsta cu, cu uh, actorii uh, pe care nu știam. Mm -hmm. Nu-i nu, nu știam, adică pur și simplu, știam poate pe unii așa de pe la televizor sau din nu știu ce Dar uh, acolo a fost uh, o treabă Reciprocă, pentru că și produsul i-a ajutat pe ei, și ei i-au ajutat produsul. Pentru Prin aportul lor? Nu, nu exista Serviciul Român de Comedie dacă oamenii nu își dădeau interesul și dacă nu ne plăcea în ce se, se expun. Va reveni serviciul de comedie? Nu știu să spun dacă va reveni sau nu. Orice se poate, dar lucrurile sunt uh, într-un moment foarte delicat pe pandemia asta. S-a schimbat toată viața noastră. Totul s-a schimbat. S schim s ni s-au schimbat reperele. ni s-au schimbat ierarhiile. Deja suntem mult mai interesați de sănătate decât eram înainte. Uh -huh. Dar atât de interesați că lăsăm deoparte tot. Nu ai chef? să uh, riști. S fiu. Hai, vino să facem o, un spectacol. Uh, câți oameni sunt? Uh, sunt vaccinați? Bă, nu vin. Deși te-i duce, știi cum te-i duce? Așa. Nu, pentru că nu știi. Nu vei să te îmbolnăvești. Și, oameni, și spectatorii gândesc așa. Nu se duc în săl de frică să nu ia ăștia tineri să mai deschiși, pentru că ei uh, suportă mult mai ușor uh, trecerea prin uh, mizeria asta de, de boală. Dar uh, oamenii mai în vârstă sunt foarte atenți. Și preferă să izoleze în casă. Doamne, sunt, 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 oameni care nu ies din, nu mai ies, nu mai socializează. I-a transformat uh, pandemia asta. Pandemia. și noi vorbim de o chestie la nivel mondial, nu vorbim de o treabă locală, că uite că... Păi ne schimbă viețile. Se, se tem ăștia din, din Banca Națională am citit azi dimineață un raport al lor legat de inflație. Știi că inflația a anunțat -o? Bă, au anunțat-o? Bă, 7,9 au revizuit-o pe anul ăsta. Au revizuit-o cu două puncte și ceva în plus față de, de ultima. Tu îți dai seama ce problemă e și cum vor veni facturile de la gaze și asta și ce se schimbă în viața noastră de acum încolo. Tu, tu ce îmi spui? Că va veni va veni o, o, o perioadă extraordinar o pro de grea. Iarna asta o să fie nu știu dacă extraordinar de grea, o să fie dificilă. O să fie dificilă din perspectiva banilor, a vieții, a mâncării, a tot ce... Și repet, nu e la noi chestia asta. Este Aceeași problemă este și în America. Uite, azi dimineață cea mai tare știre de pe fluxuri a fost legată de inflația din America, care este foarte mare, este trecută de 6%. De, din 31 de ani s-a mai întâmplat asta în America. Ce, de ce e așa? Foarte simplu. S-au tipărit bani mulți, guvernul a avut grijă ca oamenii să își păstreze serviciile, au fost bani ieftini aruncați pe piață, de toate guvernele, și de Uniunea Europeană, și de America, și de toți, da? Și când sunt mai mulți pe piață, cresc prețurile. Și când cresc prețurile, se scumpește viața. Deci nimic nu e întâmplător. Toate sunt așa. Și noi acum o să trebuiască să plătim totul. Viața noastră va fi mult mai scumpă decât a, și a, nu știm și nu știe nimeni cum vor evolua lucrurile după iarna asta. Bun, și crezi că în contextul ăsta oamenii mai au chef de glume? Băi, e o întrebare. E o întrebare. Eu cred că mai mult ca oricând au chef de, ar avea chef de glume, dar nu li se oferă. Nu, nu li se oferă? Nu li se oferă. Adică, show-urile de comedie și toate astea, și, și ele trec printr-o transformare și printr-un printr moment greu. S-au redus bugetele Toată lumea vrea știri. Știri și știri și știri și știri în continuu, știri și știri. Divertismentul îl faci fără public. Marile spectacole nu mai sunt. Marile festivaluri nu mai sunt. Ce au rămas? Niște... Am fost la festivalul de la Montreux în primăvara asta, în vara asta. Băi... Nu s-a închis? Băi, nu, nu, anul trecut a fost închis, nu s-a ținut deloc. Deci, cel mai mare festival de jazz din lume, da? Știi ce a rămas din el? Mm. O tribună cu 600 de locuri, cu spații de 2 metri între spectatori, deci construită aia cu buline unde au voie să așeze. Buline. Mm -hmm. Așa? Și cu o orchestră pusă la distanță mare, în aer liber totul, ca să nu se infecteze oamenii totul într-o liniște și o sărăcie de lume, adică nu mai fost lumea, nu mai era lume. Băi, erau zeci de mii de oameni care vreau acolo. De ca și cum nu ar fi fost. Deci s-a ținut doar ca să se puncteze. Nu -au, au, venit artiști. Nu au venit foarte mulți artiști. Culmea. Cu că nu i-a primit nevaccinați. Ce artiști ai văzut la Montreux? În anii trecuți? Uh, Solomon Burke, care mi-a lăsat o impresie fantastică. Am văzut, cred că, cel mai tare spectacol de soul de, de, din tot ce am văzut. Uh, Prince, Santana. Când a văzut asta? L-ai văzut pe Prince? În da. ce an era asta? Ac înainte de a muri, cu un an. În 2019? Uh, da. Uh, nu, mai devreme. 2018. Cred că 2018. Băi, ce, 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 dezamăgire a fost pe mine la spectacolul lui Prince, nu pot să-ți dai seama. De ce? Băi, pentru că nu l-am văzut. Nu, nu înțeleg. Cum nu l-ai văzut? Băi, am dat, uh, uh, am dat bani pe bilet să mă uh -huh. să văd pe Prinț. Corect. Și nu l-am văzut în spectacol pentru că Prinț nu le-a dat voie organizatorilor să pună lumina pe el, nici să fie filmat. Și câți erați în sală? Și am văzut? 7.000 de oameni? mii. Cum, cum să nu pună lumina pe el? Asta nu a, a. fost. Păi, nu știi tot. Da, nu știu, corect. Nu știi tot. Scena era în semi-întuneric. În semi-întuneric, ecranele pe care se proiectau la toate celelalte spectacole, imaginile cu scena erau stinse și am văzut un sacou roz. Atât am văzut. Dar nu se nu se punea pe ecran? Nu s-a spus că erau stinse, nu, nu le-a dat voie organizatorilor să-l filmeze. Pă, asta a fost ideea lui din capul lui. Dom'le, nu mă filmați, nu mă vedeți. Veniți și vedeți un spectacol în semnitură. Și am văzut grupul de... da, cred, că e de dileală. Sau cred că... Nu, știu, n-am... Eu spun ce am văzut. Nu mai... Nu, spun o poveste din viață. Nu... N-am citit asta. Am văzut-o, am trăit-o. Și am plecat foarte dezamăgit de acolo. Băi, dar lumea... Băi, sorbeau fiecare vers, fiecare nota muzicală, sau auzea impecabil. Erai, bă, parcă erai într-un rai al muzicii. Așa s auzea trupa aia și... Băi, poate că... Și m-am gândit, mă, poate că asta e o schemă. Băi, te concentrezi la muzică, nu, nu te mai fură nimic. E o Ești acolo, în semin întuneric. Nu e, nu e nicio relație între scenă și, și public. Pentru că nu că, uh, hai, băieți, hai, sus mâinile! Sus, ce aia sus mâinile! Ce aia sus? A venit artistul, a cântat și a plecat. Și nu l-ai văzut. A fost așa ca o Fantom, ca o boare, ca o entitate, de asta, așa, știi? Dar am plecat foarte dezamăgit pentru că am vrut să-l văd dansând. Eu m-am dus să-l văd pe... Prins este un... A fost un mega dansator. Cred că ei suntem... Da? Și virtuos După de instrumente. James Brown, Michael Jackson, Prince. Ăștia sunt mari dansatori. Și eu, pe... mai și eu, Bine, ah, scuze. Mă rog. Scuze. Așa. Știi? Și a, asta. Bă, da Santana. Ce spectacol, ce om spectac, ce um, excepțional. I-a lăsat să pună lumina pe el? Da. Băi, ce om, um, ce ea ca ce o, suflet ca de o la pâine caldă, înțelegi? Băi, deschis, impecabil. Râdea, făcea mișto de ăștia cu hip-hop-ul, cu asta, doamne, ce mișto făcea. Râdea lumea de să spărgea. Din piesele astea internaționale. El a cântat, fii atent, el a cântat cu o, o trupă africană de prin Algeria, dacă nu mă înșel. Era un experiment de jazz. Că eu era în mediu propice pentru așa ceva. Îți celor. place foarte mult. Uh, și să Și am văzut fo foarte multe alte spectacole. Da, uh, și eu cred că te atrage și muzica. Adică, țin la tine, dincolo de aceste lucruri pe care mi le spui, apropo de chestia asta, nu știu să cânt, uh, nu mă pune să cânt și se e frică de cântat, ai făcut un lucru foarte bun și faci un lucru foarte bun. Uh, nu trebuie să fii expert. Apropo de ce ziceai de amprentă, ai un timbru special pe care ți-l pot vedea foarte delicat Scusa și muzică. I-am mai văzut pe George Ezra și da. pe David Lloyd în, într-un spectacol excepțional. Ăștia sunt uh, generația tânără, proaspătă. Băi, ce artiști! Ce bucurie pe scenă! Doamne, când îi aplaudau oamenii, avea ăsta un trompetist, uh, George Ezra, avea un trompetist în băi, omul ăla era, făcea toți banii pe scenă, știi? Ce făcea? E, e, era ca, ca un fel de spiriduș al spectacolului, știi? Și l-a prezentat și spunea, băi, tu îți dai seama, nu, el spunea că e, cânta pe stradă. Așa descoperit. E, băgat, l-a descoperit. Și l-a băgat în, în trupă, da. Și era omul Într-o fericire, azi că visul vieții o să cântă la festivalul ăsta, știi? Crezi că uh, acest tip de instrumentist este ceea ce trebuie să din Și am genele... mai văzut o chestie, scuze-mă că te întreb, că tot mai mi-ai deschis... Apetitul. În cutiuța cu amintiri de la un festivalul râf. ăsta. <coughs> M-a mai impresionat un instrumentist, un pianist orb, din trupa lui Solomon Burke. Băi, ce putea să facă individul ăla? Dumnezeule mare... Ce uriaș artist. Îți uh, atragea privirea fără să vrei, n avei cum să nu te uiți la el, pentru că cânta și dansa, știi cum fac ei, uh, se leagă în așa, într-un fel anume și au o bucurie. Băi, o bucurie pe Marca ei, cum, cum totul e un zâmbet, e o, e o exuberanță, ard pe scenă, înțelegi? Și ăla ce a făcut și asta îți dau, îți vând un pont. Mm. Avea asta, are un număr pe scenă, avea un număr pe scenă în care, în timpul unui cântec invita femeile, toate femeile din sală, și au văzut... Pe scenă sau să cânte cu el? Pe scenă, pe scenă toate Te, femeile. Tre făceau coadă femeile și le dădea la fiecare câte o floare. Avea găleți cu trandafir, Găleți cu trandafiri. Cânta și femeile din toată sala se duceau și făceau coadă așa. Băi, erau sute de persoane care treceau prin fața lui și el le dădea. Nu un băiat, un bodyguard. Deci nu era stilul Elvis. Pamp, treci pe la mine să te sărut și treci pe la mine să-ți dau, dau o Băi, a avut ceva așa de emoționant. Și lumea era nebunită, mă, nebunită. Deci a, am văzut vreo doi artiști din zona asta. Mulțumesc pentru pont. Uh, o să anul viitor la. La sala palatului. palatului gata, fără, 2000 de trandafiri, Fără probleme. Deci aduci bani de acasă, no. nu-ți ajung banii de la bine, mine sunt 3000. La lele! La, cât costă? la lele! La lele. Sau, sau de astea ce. La niște la niște, niște uh, uh, flori ieftine Cătăline ceva. Așa, garoafe. Dar garofi. cred că și alea scumpe Garoafe! Garoafe! Frumoasă lămâie garoafe. Gata, nu oprește, te nu mai cânta. <laughs> nu mai cânta, că nu am meritat și să cântăm. Okay, te rog foarte mult! Ne oprim vorbești cu foarte mare plăcere despre artiști trăini, dar aș vrea să revenim în Carpato-Danobiano-Pontico regiune și să-mi spui de aici care este preferatul tău sau oamenii care îți plac să-i vezi pe scenă în România. Artiști, fie fete, fie băieți. Ia să vedem. Eu am văzut, înainte de pandemie, de la, de la, după pandemie, n-am mai văzut niciun spectacol. Okay. Adică am, am fost... Am fost, oare? Nu, n-am fost la niciun spectacol. Îmi pare atât de rău. Este lucru care îl, simt, îl resimt cel mai tare. N-am văzut niciun film din martie 2020, n-am mai fost la cinema și n-am mai fost la teatru. Și mi-am propus să mă duc, mi-am propus să mă duc, pentru că eu, înainte de pandemie, mergeam în fiecare săptămână la un film. Mergeam și împreună și vedeam. No, mă rezolv. Toate firmele le vedeam. Dar mi se cinema. pare că scap esențialul. Nu ocoli întrebarea mea. Spunem, te rog, ce artiști români, înainte de pandemie, vorbim de înainte de pandemie, pentru că acum nu sunt concerte. Spunem, care îți place, care, care, pe care nu-l admiri, pe care. Băi, sunt artiștii care uh, produc emoție pe scenă și care au ceva de spus și care ar pe scenă. Și, uh, ăștia sunt între cântăreți, nu sunt prea mulți. Deci, am văzut pe tine, care ai spectacole lungi. Uh, am văzut-o pe Loredana, care are spectacole foarte colorate și antrenante și e o, e o artistă foarte tare. Am văzut. Uh, am văzut uh, uh, muzicolurile astea care au, au fost. Uh, mama mia? Pe, Uh, mama Mia, My lady. We, we Will rock you. We'll rock you, foarte bun, foarte bun, și cu artiști tineri și -a, a fost o bucurie. Da, a tăiat pandemia... Bă, a tăiat, a tăiat în carne vie, dacă da. nu vine să urlu de supărare și de nervi. Anul a... viitor revenim. Spunem din generația tânără... Ce bine ar fi! Eu am vorbit eu, am vorbit da. cu vaccinul, domnul da. Pogon de la izvoarele da. și rezolvăm. <laughs> uh, zim, din generația tânără, de cine îți place? Adică, pe cine încurajezi? Pe cine... Ce nume ți-a captat atenția? Ce voce ți-a captat aten... atenția din generația tânără? Băi, de sunt, cântăreți. Sunt uh, foarte mulți și... Bă, am uitat să spun de Smiley, care e un super artist și care e super artist. O să-i să transmit, sufletor. o să-i dau. Am nu -o să trebuie să-i transmit, că poți să zic și singur. Nu, nu eu, Așa? nu, acum mai, îi cu... uh... dau eu telefonul Gina, după ce îi transmite, că e ocupat acum. <laughs> Ginuța. <laughs> e mamă, Gina, mă. Bă, Gina e mamă, ce chestie extraordinară. <laughs> Doamne, uita, am nu am uita că Gina da. a fost și la și da. de comedie. Dar cum să uită asta? Cum ar oh, adică da. să uit? De... Ce Vezi, dacă nu erai tu, da. uite, gravidă, perfect. <laughs> da, și... Uh, alți artiști... O voce tânără. Băi, îmi place Antonia. La ce capitol? La, te la, 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 capitolul uh, Luc. Așa? Foarte, super, fată. Cum ar zice ea, cum zicea într-o reclamă, genială. Dar, mă rog, ei nu îi place să îi se spună că e genială. Nu, nu e genială, dar e Bine. Așa. Acum, dacă intru în zona asta, Irina Rimes, Carla Zdrim, sunt. Irina Rimes și ea o artistă foarte bună. E un pic cam tristă pentru gustul meu, pentru că ei, moldovenii, basarabenii, vin cu influența asta slavă foarte puternică și cântecele lor sunt triste și când sunt vesele. Deci, n-am înțeles niciodată de ce atâta durere în sufletele lor, că sunt niște oameni drăguți. Bine, ca la Zdrim, nu știu cum e, că aș vrea să spun că e drăguț, că dar ne știm, i fața, e un individ A. interesant, dar talentat cu siguranță. Ceva mai multă veselie n-ar strica. Pe de altă parte, sângele apă nu se face, Așa gândesc, așa simt, le respectăm muzica. Au succes, Doamne ajută. Dar eu vreau și veselie. A, știu, Teoroz, da! Cine? Teoroz, da! Cine? Ea este o, o artistă de, de manea, de este singura artistă de manea la care m-aș da, pentru că ea nu e artistă de manele, de fapt. E, <laughs> ea nu e artistă de manele, Ea este o, o cântăreață care imită foarte bine uh, cântărețele de manele. Are o voce frumoasă. Are, are o voce frumoasă, este foarte talentată, poate cânta orice fel de muzică. Uh, are, are o prezență agreabilă și uh, transmite pe uh, rețele, pe TikTok, pe asta, transmite. Din cauza sincerității ei, și din cauza faptului că se face foarte plăcută. Nu știu dacă va face și o carieră muzicală strălucită, dar așa cum e acum, pe rețele, e bine. Eu vreau să-ți transmit un mesaj pe care să-l avești acolo. <laughs> Înregistrez acest mesaj cu admirație cu recunoștință, dar mai ales cu emoție, pentru că nu aveți idee cât m-am fustăcit până acum de când am vorbit cu horii asta și mi-a spus că Tony Grecu, un greu al umorului românesc, mă admiră, că mă place. Deci nu mai vreau să se facă dimineață odată, să treacă noaptea asta, să pot să le spun alor mei. Băi, voi știți mă cine mă place pe mine? L-am urmărit atâta la televizor când, când eram copil împreună cu părinții mei și ne-am identificat atât de tare noi ca familie cu genul ăla de umor și sunt convinsă că tot ce am urmărit în perioada aia la televizor m-a ajutat cumva să-mi dezvolt latura asta și mi se pare extraordinar cum toate lucrurile și oamenii care ne-au atras la un moment dat ne întorc asta cândva Uh, e extraordinar, nu-mi în piele de mândrie, uh, și vreau să vă mulțumesc pentru apreciere, să vă transmit sănătate numai bine, și că sper să vă întâlnesc cândva, să vă cer un apel să sigur. facem o poză. Ori te pup și pe tine, spor la filmare acolo și să auzim de bine. Mulțumesc! mulțumesc Drăguță S-a spus nu, că e drăguță nu, Fără, fără eu să fie atât de să fie așa de da. emoționată și te știe foarte bine. Da. Uh... Emoționant! Uite, vreau să, vreau să fac un moment, dar să treacă repede. Am uitat să spun despre Carmen Kindriș, pe care... Nu, pot să o trec țineți în... Ți, vorba, ține vorba pentru că eu știu că, știu că decembrie este... Ne apropiem, suntem în decembrie, de altfel mâine. Două perechi de ochi, Da, da, da. Aș vrea, vrea să îți spun un singur lucru. Știu că e ziua ta. Da. Și ți-am făcut îți fac un moment rapid, știu că nu îți plac prea mult aniversările. Fac un moment rapid, așa, ca să fie, înțelegi? Da. Îți pun ăsta așa, uite, nici nu se pună ăsta, să o aprind. Mulți ani trăiască, mulți nu, nu, nu te bat la, mulți ani trăiască, mulți ani Tony să trăiască. Și vreau în sufli această lumânare, să spui o dorință, poftim. Hai, o dată că Tony, că podcastul cu bani, cu timpul... în... Doamnelor și domnilor! Dorința lui Tony... Eu știu ce dorință ai. Zi. Dorința lui Tony se transformă în realitate. Astăzi, la podcastul Lucru Simple, vine chiar acum... Dorința lui Tony! Dorința lui Toni! Toni! <reprători> ah. 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 lasă! Tanti auguriate, Tanti ce-ai adus-o pe asta aici, <contributed> coregrafie, Tonino, dar mai lasă spre surprindere și n-am mai putut să mă așez aici așa cum trebuie. Băi, mai bani. nebunit de cap. Dumnezeule cam, mă. mare. Cum nu, să se mai aduci așa o așa o divă italiancă pe cap, mă. O cheamă Diana? No. Nu. Nu, era Luca. Era Luca? Ma cheamă cum vrea Toni. Era <laughs> Luca. Diana Toni, cum Vreau să spun, lucrez cu Toni la un nou proiect. Azi. Mai, vei mai lucra în continuare după această experiență? A, da, dacă mă da bani, cum Toni? Mă dai banii, da? Îți dau, mă îți dau, da. Ară, nu, nu s-ar fi legat nimic dacă nu-i dădeam bani. Venea din Italia pentru nimic aici? Da, ar... da, no. Pe bune. Bravo. În, timpul filmărilor, pentru că tu ai o ținută care pune bărbatul în pericol. Ți-a pus Toni mâna pe vreo parte da, a corpului? zic că da, m-a pus mâna pe fundă, m-a <laughs> Mă nu, nu, uite, am Dar Tony are voie să mă pună mâna pe când vrea el! E, e, Raluca este prietena mea, mă! Este prietena mea din din serial, lasă-l! Suntă creația lui! Ei. Dacă pui așa, dacă te odihnești, pe oricând poți să te odihnești, deci fii atât aici! Nu te odihni, Tony, că nu, vrea să... Uite, este, este măcar <laughs> <laughs> Nu se poate așa cu ea la normă, așteptam să facă asta! Nu te odihni, stai <laughs> drept, da. Tony! Uh, vreau să spun că noul tău proiect da. o are pe această frumoasă, da. care se numește Diana, Diana, da. Da. E, e o actriză senzațională Știu. și iar Diana a fost în videoclipul meu la septembrie luni. Vreau să spun că acum trebuia să fac septembrie luni și ieșea un videoclip adevărat. Bela, Bela, de Ai Bela. Văzut? Suma, de ce zici așa? Dar nu e frumos, dacă și atunci aveam țății? Ai, <guch> ai vrut să fiu că, <guch> că na. Perfect, perfecto. perfecto. Uh, în viitor veți avea un proiect împreună și mă bucur foarte mult pentru voi. Aș vrea neapărat să introduce și momente Mano. muzicale. Mă, nu. Adică ce momente muzicale? Mă, nu, azi de data. Da. Alta data. La... Mă, care treabă, mă, dar ea, ea este o persoană care are timpul limitat. Tu crezi că are timp pentru noi așa, oricât pe bune? vrem noi? Păi, da ea e... e... mă e... ceară banii la sfârșit, nu pleacă trebuie... pe la caserie. Ea lu lucrează pe bani, fata asta, nu e o glumă. Ei bine, testul muzical pentru Raluca, Diana, Mariana și pentru Tony este melodia Marina, Marina, Marina. Io sono innamorato di Marina! Sempre! Una ragazza amora ma, ma carina! carina. Ma lei non può sapere del mio <ride> cuore! Vai, no! Cosa oh, faranno oh, conquistare <ride> il cuore oh, Marina, 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 Marina! Oh yeah!

<laughs> oh, Dumnezeule, deja te invidiez. O să ai un proiect cu succes. Da. Marina. Asi. Spune-mi, te rog frumos, ce cântăreți îți place, îți plac ție din România? A, din România? Mă, nu-l Farei il brancio! è È una fara! È una È una fara! È una non È una di Romania, no. Italia? Ma dimmi, Ma come? 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 le chiama? Tutta cottone! Tutta l'unità! Come? No! unite Unite! unite you know. È Apo... nanini, la stai, una fara! È una Ma adesso! Ma adesso! Ma Ma adesso! <laughs> A fost pentru voi Diana Nanini! <grijine> <grijine> uh -uh. Ciao Tonino! Ciao Tonino! Sufla, 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 sufla la lumânare! Oh, da, da. Ma oh Dumnezeule mare! Stai, 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 stai <grijine> că... Stai să îmbrățișează la beleța da de... Dar nu, da? <laughs> Grație milă! Ciao, ciao! Ciao, belissimo! Doamnă și domnilor, Tony se întoarce cu noi produse pe piața de umor din România Chiar acum a fost lângă noi, asta maniana, cum o cheamă pe fata asta? Era Luca Da Alias Diana Dumitrescu, eu o știu, eu o știu a, Vreau neapărat să te supun unui test muzical, ultimul înainte de ultimul test Două perechi de ochelari de, ochelari de, de soare. soare Două perechi Două perechi de ochelari de soare Am cumpărat să mergem la mare Pentru șapte năuți am, am luat cazare, cazare. Mic dejun inclus, ce, ce surpriză mare, mare. Dar pentru tine, pentru mine, pentru, pentru noi, noi. Avem perechi de ochelari de soare Am cumpărat să mergem la mare. Perfect! Pentru șapte nopți am, am luat, cazare, cazare, Mic dejun inclus, ce surpriză mare Are... Sper să prindem! Asta e! Băi, asta este cel mai tâmpit cântec din istoria muzicii de petrecere. Eu așa ceva, eu l-am ținut minte pentru versurile astea. Cum adică, mă, uh, mi-am cumpărat o să mergem la mare, ok. Dacă îmi spune, pentru șapte nopți am luat cazare mic dejun inclus, ce surpriză, mă! Mă, dar și-o spun așa cu o bucurie. Ce? Micul dejun e o surpriză? Cum? Micul dejun e o surpriză? De unde, ce? Că a zis că mă lasă, că mă primește, iau, te pleacă, lăsați-mă în pat. Să trăiți. mai țineați mult acolo că... Da, dar... e un podcast, vă rog frumos, nu intrați brusc, e un podcast, domnul Toni este aici păi de... Păi da, eu tot aștept de trei ore să mă prezentați, mai într-o dată, dar prezentați-mă dacă e. Dar nu, nu vă prezint, nu știu cine sunteți și nu sunteți trecut în... A, ați uitat, adică să iau din microfonul ăsta atunci. Da, nu, 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 sunteți trecut aici, vă rog frumos... Să da, deci... Mă numesc. Am... <laughs> Așa început interviul, mă numesc... Așa e începutul interviului. Mă numesc... Domnul Toni Grecu, da? Să trăiți, îmi pare <coughs> foarte bine. Noroc că ați da, noroc cu mâna, Sunt... că ați tușit în altă și eu... S Așa. Sunteți... Da, sunteți cooperitorul vaccinului. Aha. Da. Este vorba... Asta vreau să spun. Dacă, dacă veniți din, de pe salvare sau din spital direct... Nu, dar acasă, că am fost de unde a, eu, deci e vorba despre un vaccin distilat. E a. un vaccin că pentru că eu vă spun că am găsit cheia de ce, vedeți, că sunt și cu astea cu siguranța să nu ia foc savarina aia, Amandina, că e păcat de, Că se topește ciocolata așa. și după aia să... Aveți o atenție distributivă. Da, vă să facem și mus de Amandina. spuneți și vă uitați foarte atent și la e în jurul noastră apreciez. Mai ales că... Oamenii, oamenii care... Uh, se concentrează pe discurs, nu da. prea țin seamă de cei în jurul, oamenii normali, dar cei care au atenție distributivă, da. văd Absolut. și că Brânciu are uh, rasloaren ca și mine uh, și uh, că nu s-a stins lumânarea. Văd și capul în spate, deci. Știți uh... bancul cu nu se stinge lumânarea. Știi bancul ăla? Nu. Nu, nu știi? A. Nu știi? Nu. Cu familia de de... Nu? Da, nu. No. Să trecem. Da, spun altă dată. Da, deci treaba e în felul următor, că am venit ca să vă spun, și domnul Brențiu la început, că să mă bage neapărat ca să zic. Că eu știu care este soluția ca să se vaccineze toți românii, că vorba este în curata asta destul de scăzută. E vorba că le e frică, domne, de injectare. Despre asta e vorba. Aia. Și atunci am inventat vaccinul pe care oral. Așa? Adică da. îl, îl, bei? Da. Și asta e. Da. Uh, eu. Uh, Trebuie puțin combina cu apă, deci tot. Nu, din astea nu, nu, care... cred, că, nu cred că e o invenție Să Știi că uh, există vaccinuri care se iau pe cale orală, nu e primul ăsta. Păi nu, m a inspirat și eu de la mari. Dar când oameni, erai deci mic, știm... Ții minte când uh, veneau doctorii în clasă, la școală, da? da. Cu vaccinarea. Da, puneai mâna așa și îți dai Îi aliniau pe copii și spunea veneau cu zahăr cubic, da? Și fiecare copil lua o pătrățică de zahăr în mână, puneau două exact. picături dintr-un vaccin. Pa! Pe de soare. Ce -aia era? Da. <laughs> nu, nu, știu pentru ce era vaccinul, nu -am mai țin minte, dar știu că ne dădea... Pentru așa, Pentru ceva, nu știu. Da. La dumneavoastră, tot pe zahăr se pune vaccinul? Da, se pune. Depinde acum pentru copii pe zahăr sau pe pentru, friptură sau pe. pe pentru adulți pe se pune pe mici. Deci să, strec, <laughs> să pun trei picături din la. De asta se dau mici la obor, da. Înțelegi? Da. Pentru că va apărea vaccinul care se, se ia pe, pe, pe cale muci. orală, da? A apărut. A apărut. A apărut eu. l acasă, deci am acasă cantități industriale. Și cum de... se pune pe mici? Cu seringa sau cu pipeta? Cu pipeta trei picături cu pâinea să cu pe mic. Po poți să-l înfingi vaccinul poți să-l faci adică nu ca să, să, să vaccinezi corpul, vaccinezi micul. Nu că după aia vac... rămâne mic, rămâne mic. Deci micul după aia... Păi degea... și nu mănânci? Ba da, dar rămâne în el. Deci ala <laughs> e... Rămâne okay. și după aia da. rămâi fără vaccin când rămâi și fără mic. Deci asta e vaccin anti-covid sau e un vaccin e pentru orice? Toate virusurile astea ah, care este, care pentru o să apară, care... Da, uh... Este specific pentru ceva anume sau nu există? Este o... tradițional românesc, asta? în primul rând, care bun. trebuie lansat la nivel mondial și pe bază de alcool 99%. Dacă... Da, bun, asta vreau să știu. Da. Da. Deci, deci, vaccinul care este pe bază de alcool, este tradițional românesc și se bea, se ia, cum am spus... Se îngurgitează prin băure. Prin băure. Prin gură, bă, pe gură, da. oral. Pac. Da. Băurea, deci e practic noua metodă, ca injectarea și e băurea. Așa da? am zis ca să am și un nume, ca să-l trec pe Wikipedia, că am inventat și o, o, operațiunea de băure. De vore, de vore, da. da. Zi-mi acum despre, despre uh, vaccinul ăsta, dacă l-ai încercat pe cineva și dacă are efecte adverse. Da, am încercat pe mine Bun. și n-am mai dorit de două săptămâni. Că asta... <laughs> Nu da, știu dacă tu, să văd da, da, sau astea Da, gândirea e logică, gândirea e logică. Nu, prea. E logică. nu păi da. asta, de asta păi te am și întrebat că la am ce spui, ce ai spus până acum este o mare tâmpenie, de asta. Păi, am... sunt mândru de asta. <laughs> <laughs> da, 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 deci până, până să-l fac a fost foarte logică gândirea, după aia s-a defectat gândirea. Dar atâta timp când nu ai te afectează virusurile, atunci ce mai contează gândirea? Că umbli sănătos fără gândire, nu e nicio problemă. Deci, asta e... cel care își face vaccinul ăsta scapă de o grijă. Nu mai are toate... probleme cu logica Nu corect? Nu mai are deci... nicio problemă Umbli așa belehut, pe Bă, stradă și, um... și așa dumneata? Da, uite da? Nu m-am schimbat de ăsta când a făcut vaccin <laughs> Dar nu, Pare nu bine nu că, că, că stau la distanță Nu te opresc a... pe stradă să zic Alo, nene Mama, mai o mi-a cu... dar nu mă interesează. De, de exemplu, te duci la mor. Când te duci la mor? Corect. Da. Uite. Îmbrăcat în halul ăsta. Ce zice Pa păi bodyguardul de la intrarea sperie că mă vede așa. Ai cod QR? Ai cod QR? Ai cod QR? Ai codul de certificat Am de vaccinare. CNP vaccinare? Am ai... CNP-ul, că mi-a dat cnp Lasă-l, da, lasă-l, lasă drag de ce Dar ce te... ala? Ai certificat de vaccinare? Ți-ai făcut vaccinul? A am făcut adic... certificat de vaccinare, mi-am făcut eu de mână. Noi l-am scris acasă și mi-am făcut. Și ce ai făcut, bă? Ai făcut, ce ai făcut QR cu, cu pixul? Ți-ai făcut așa un pătrat am făcut cu, și cu... cu... puncte negre? Ala așa? e, Sărăcie ala e. aia, da, da, dar eu l-am făcut cod de bare. Cod de bare? Da. Cu pixul? Cu pixul, așa am făcut 1, 2, 3, 84 de bare. Da, le-aș când mă duc la mol, le arăpa. Oricum, așa că mă vede halata. Ai piu e luat la telefonul când îi pui prost. piu e aia piuie capul când mă vede. Cei mai trebuie să mai piu telefonul. Deci, și intru peste ei de vorba aia. Vedeți că a luat Eu aer, Parizerul ăsta, ăsta e păcat de va el. Face... Vaccinul, vaccinul antilogică. Da. Inventat de domnul, nu mi-ai spus, n-am reținut numele. Ba, am vrut să vă -am, spun, am reținut, a... Chiar nu nu, 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 Augustin a zis că mă Augustin. Da. Inventat da. de domnul Augustin. Este extrem de bun pentru vremurile astea atât de lipsite de logică pe care le trăim. Dacă, Bravo. Dacă îmi permiteți. Dacă toți ne pierdem logica, ne împăcăm cu vremurile. Iată. Și asta de exemplu Ala ei, e important. Dacă ne împăcăm, dacă luăm vaccinul ăsta, nu da. o să înțelegem de ce în România urmează să se facă guvern PNL-PSD. <laughs> Știu, da, este perfect. Este perfect, de aceea dați Deci te rog să-mi dai aceeași... și mie vaccinul ăsta. Am o mașină, deci am Acum o canistră. Vin. Acum am vin. că să ia pe furtun dacă vă trebuie mai mult, da, fiind cât duce. Și vaccinul ăsta e ca la, știți cum se făcea prăjiturile, cu cea mama că ți se pune făină cât cuprinde. Și aceea la vaccin cât în cape fiind de instalație. Eu cred că într-o logică ilogică am putea cânta ceva împreună. Iarăși să cântăm. În pădurea verde. În pădurea verde, veselie veseli e multă, cu băieți și fete, cântă cucul cântă, cucu cucu, a a, odire deveni din la boti, te din la huca, ha ha hey, ha hey, hey. Iată aici -a e, cei, băi, podcast că pe cei mai mari podcastul. Că nu, niciodată nu o să se, se termine pentru că urmează cele 10 întrebări. Aplauz a, pentru o, domnul. Da, o, da o, să trăiți de apl -a -a aplauze. A promis că mă duc la copil cu mașinuță și mă bucur că am găsit asta să mi-a telecomanda, că nu știu. Asta ce e? E, e, să fie acolo. Asta te recomanda? Da, te telecomanda foarte bine. Da, bine, sănătate. Da, așteaptă-mă, așteaptă, -mă, așteaptă -mă afară te Deci vă să... păstrez, deci am o de canistră de 10 Un litru și vreau, un litru de vaccin. Vă pui în vă pui în de plastic sau aveți să... exact, la exact. îndemână de mână când o trebuie. Fac și la semaforme. Augustin! Aplauze, Aplauze pentru Augustin! Zi! Sănătate, vă Vă pupat. Iar acum, într-o emoție senzațională, cele 10 întrebări pe care vreau să -i le pun lui Tony așa relaxant. Băi, sper să nu cad pe masă, sub masă după atâta podcast că mai lasă mă lasă-mă că e de când s-a așezat un șară la loc la tine în brațe. <laughs> Primele întrebări sunt așa. Băsescu sau Iliescu? Băsescu. Denis Rifai sau Denis Pericol Public? N nu, asta e o glumă. Iartă-mă. Cine are mai mult umor, femeia sau bărbatul? <laughs> Ce întrebare e asta? Eu vreau să vreau de să femeia are mai mult umor atunci când îl consumă, bărbatul are mai mult umor atunci când îl face. Ce frumos răspuns! Păcat că nu avem casete cu aplauze. Scena de teatru sau platou de televiziune? Brânciu. Da. Atât de diferite. Da. Da. Răspunsul este da. Perfect. Trump sau Obama? Oh. Orice răspuns e greșit aici. <laughs> completează. Celor mari, celor mici, ne -e drag tuturor. Lumea copiilor. <laughs> nu, nu încă o dată, încă o dată. Și, și acum completează. Celor mari, celor mici, ne -e drag tuturor. Boala copiilor. Băi, băi nebunilor! Băi nebunilor! Dar ce faceți, băi nebunilor? Băi, băi salamandrelor! Ia uite, băi, ia uite, bă, hai, vă place așa într-o parte, așa, nu? Hai, 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 ia uite, uite și pe stânga și pe dreata. Luați aici un platou. Luați aici un platou. Ce faceți nebunilor? Meduzelor? Libelulelor? Marian Vanghili sau Clodid Armand? Marian Vanghili forever. Mâine pleci din țară unde te stabilești. Mm. Bun răspuns. Five Gang sau Fuego? Uh. <laughs> Tochitură Toch Astea răspuns, sunt răspunsuri, sunt, sugestive. Așa. Da. moldovenească sau piept de pui la grătar? Piep de pui la grătar. Nu... Eram știgur că alege acest răspuns, dar nu o să te înțeleg niciodată, pentru că știu gusturile. Urmează întrebarea, fucsia Așa? Mă, distanță, vine Urmează, între... după ce am întrebări, întrebări. Și acum, și acum întrebarea funcția. Întrebarea este, te duce vreodată la un roast? Nu face parte din cultura europeană. Și acum, întrebarea adică, Nu, 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 corai... am greșit am răspunsul. Da. Nu face parte din cultura noastră. Îmi place să privesc rosturi până la un punct. Și dacă sunt făcute în țara lor de origine acolo, în America. Pe la noi, pe aici, riscă să se ducă într-o zonă. Dar, de fapt, de ce vorbesc eu așa? Nu! Răspunsul este nu! Așa te vrea? <coughs> Și acum, întrebarea Corai? Nu mă colorile să l-am găsit. Tip de Nizrifai. Dar tu, pe cine ai luat la rost? Pe nimeni. Felicitări! Iar acum, pentru că am lansat, înainte de a veni tu, am lansat o un ce, un, o provocare. Celor de pe pagina mea de Instagram uh, i-am rugat să adreseze câteva întrebări vis-a-vis -vis de personalitatea ta. Nu mai știu unde să caut. Nu mai căuta. Nu mai căutam. Eu mai am puțin și... <laughs> cred că am uitat să-mi iau pe dar... <laughs> da, da, da. Așa lucru ți s-a întâmplat și cu câțiva ani în urmă.

Zi, Toni, de ce m-ai chemat să vin peste rânduri la tine? Vreau să-ți fac o mărturisire. Înainte de spectacol am băut patru beri și am uitat pe împărțu acasă. M-a așezat în mijlocul sării. Ce să-mi fac? De o oră jumate tremur aici și mă fac că-mi place. Un bac de apă la Toni Grecu! Ăsta <coughs> erai tu... Uh, destul de jovial. Acid. Nu, destul de acid și în Mi-a plăcut pentru că, într-adevăr... Astăzi sunt altfel? am fost altfel. Astăzi ești perfect, <laughs> pentru că acum, dincolo de toate lucrurile pe care, la care te-am chinuit, te-am pus să cânți, te-am pus să... te pus să ții fete în brațe, ceea ce ți-a fost foarte greu, am simțit lucrul ăsta. Fiecare invitat al nostru care vine aici... Cântă ceva. Că este cântăreț sau iarăși... este actor. Așa. Este umorist, sau este creator. Sau că e chiar Tony Grecu? Tony Grecu l-avem da, în altă panoplie. Da, uh, noi cântăm piesa asta. Aha. O cântăm uh, toată lumea care toată vine. Toată lumea, toată lumea. Pe asta e genericul, pe asta pe, curge genericul. Pe asta e genericul și de înainte creditele. Cânte cu pentru credite, hai. Trebuie să vii să cânti și tu. Da. Cătălin. Și Cătălin. Da, pe toată lumea cântă. Da? Acesta a fost un podcast de zile mari cu Tony Grecu, iar el acum, ca un adevărat cântăreț, ne spune despre lucrurile simple ale vieții. Mulțumim foarte mult sponsorilor noștri, Chateau Valviz și Aqua Carpatica, iar acum cu toții să ne îndreptăm către lucrurile simple, care sună așa din propria voce a lui Tony Grecu. Lucruri simple sunt de ajuns. Hainele invitatului au fost asigurate de familie. Sponsor familia. Lucruri simple sunt de ajuns Nu-mi doresc nimic în plus Vreau și mâine Același cer senin <laughs> Inima, Inima să fie așa Ca un fulg în palma ta pe Pentru mine N-ar fi prea puțin, puțin. Greu de înțeles Nici multe un... motive Ca să Iubes. Iubes. Oh yeah! Orice vise aș avea Lucruri simple voi păstra Cer albastru eu și tu Tony, mi-e de ajuns Mi-e yeah. ajuns doar muzica Mi-e ajuns privirea ta Lucruri Lucru simple, simple voi, voi păstra. păstra Oh yeah Na 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 na, na Toată lumea Na 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 Oh yeah Na 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 na, na, na.

de zile Mi-am luat cazare, mic dejun inclus Ce surpriză mare! Tonia asta e din partea sponsorului nostru Este sticla ta de roze pe care n-am băut-o astăzi Sper să o bea acasă cu soția asta, Cristina, care este campiana noastră la dans modern. Teo Rozet! Te Teo Rozet! Astăzi, Tonia, a primit un Teo Rozet! Și nu uitați, dragii mei, dacă aveți vreo întrebare, pentru că eu nu am știu să deschid asta pentru Tony, vă așteptăm. Nu viitoare ne întâlnim din nou, dar până o alta să-l aplaudăm încă o dată pe Tony Greco! Uh -uh! Să mai veniți pe la voi! A fost pentru voi Tony, au fost Cătălin, Răzvan, Edi, Andreea și Andrei și Shrek! Și Greco. Diana, și Diana, mă, Raluca, mă! Și o italiancă pe care niciodată nu o să înțeleg de ce nu asta mai mult pe la noi! Ciao tutti! Ciao tutti! Mulțumesc frumos, Toni! Pentru Hai să mergem la prânz! Hai să mergem la masă!